spune la ce voi. Ce întrebări aveți? Care-i modul de la altul? Ce flori se poartă? Nu mă rămâne și chestii de astea simplu. Intenția mea cu dimensiunea ar fi să fac o serie de... Da, pe video, o serie. Hai să continuăm la primiți filmul. Eu prefer undeva cartea din perspectiva faptului că verba vor a scripta mă. Și când înveți, dacă vrei să înveți, și mai e unii care fac greșeala asta, mai mie îmi trebuie marker. Și marker nu merge pe la scris. Am încercat, dar nu sunt. Și atunci, pentru cei care vor să învețe, și slavă Domnului, am avut și eu adunit ăștia. Și am. Nu mai am echivocat. Să știți că nu mă deranjează să scrieți pe cărți. M-am uitat un report, nu știu de unde era. Mi-a venit cu atacuții. Și atacuția avea idei, subliniat, cu o linie, două, trei, un semn de exprimare, doi, trei. Domnul doctor, dar sper că nu vă spun. Nu, domnule, că nu-i Biblie. Și sunt ce iertare, dar eu am subliniat și pe Biblie. N-am nicio problemă, cred că chestia aia subliniată nu e. Rămâne tot pe pământ. Încerc să facem un cumul de idei. Tocmai pentru că Mântuitorul, dincolo de ceea ce știți voi, reprezintă, dintr-o anumită perspectivă, e din mai multă perspectivă, dar dintr-o anumită perspectivă, hai să zicem, un ideal de manifestare a voinței Divine. Când spun eu dacă Iisus Hristos era doar Dumnezeu, n-avea bani. Și mie, în perspectiva mea personală, deci pentru mine, ceea ce e important nu este Iisus ca Dumnezeu. Pentru că dacă El e doar Dumnezeu, sorry, n-am nicio șansă, nu? Sunt. Și atunci pe mine mă interesează mult mai mult perspectiva umană a lui Hristos. Și din perspectiva umană a lui Hristos, El este maxim, să zic așa, de realizarea voinței divine. De ce? Credeți că există ceva mai greu decât să știi că te duci pe cruce și să te duci? Și din postura lui să vă gândiți la un moment dat, bă, Argeșene. Și aceste ușuri. Vedeți ce se întâmplă cu voi. Să vă gândiți că la un moment dat ar trebui să faceți ceea ce am făcut eu. Greu. Foarte greu. Și de asta mă interesează natura lui uman. Pentru că în momentul în care îmi spune ia-ți crucea și urmează mie. El nu se referă neapărat că fiecare dintre noi ar trebui să ajungem pe o cruce. Dar că fiecare are crucea lui. Ce poate să fie crucea asta? Crucea asta poate să fie. Mie îmi plac așa de mult termenii ăștia. Mor de drag. Păi da, da. Bun. Și înlocuim un termen cu alt termen. Am zis ce înseamnă crucea. Să-și mai spus misiunea personală. Ce încercări. Orice. Păi,
prea larg termen. Profesia poate să fie o cruce? Da. Da. Crucea mamii. Da. Familia poate să fie o cruce? Da. Un soț poate să fie o cruce? Da. O soție poate să fie o cruce? Da. O iubită poate să fie o cruce? Sau un iubit? Și atunci, la ce se referă, de fapt, ia-ți crucea și urmează mie? Ce înseamnă? Știți că toată lumea a crezut că a spune că în momentul în care a făcut afirmația asta, s-a referit la, dom'le, toți trebuie să ne îmbrăcăm ca el, să ne lăsăm barbă, să ne tundem, nu, sau așa, și să ne îmbrăcăm eventual într-un sac de pâine. Nu. Crucea lui, să știți că nu a fost neapărat crucea, ci realizarea voinței divine. Și atunci, realizarea voinței divine este crucea fiecare. Unde e? Era un citat pe care nu îl înțelegeam. Și la un moment dat, când a fost întrebat, ce trebuie să facă omul? Și el a spus, fiecare să-și facă treaba lui. Mă, treaba lui. Adică treaba lui, însemnând munca lui, însemnând meseria lui, însemnând viața lui. Ceea ce aveți voi de făcut este să vă împliniți menirea voastră. Și acum o să vă întrebați bine și care e menirea mea. Păi asta e ideea. Eu nu cred că în momentul în care s-a născut Mântuitorul știa că o să se ducă pe cruce. Eu nu cred că în momentul în care s-a născut știa foarte clar cum va sfârși. Cred că s-a comportat cât se poate de firesc ca un copil care era. Cred că a făcut aceea lucru ca orice copil. Poate că n-a avut roșu în gât. Și asta cred. În orice caz, eu cred că a trecut prin toate etapele copilăriei, chiar dacă dintr-o anumită perspectivă era, poate mult mai matur decât alții. Și atunci, unul dintre lucrurile pe care voi trebuie să le învățați în viața asta este să vă aflați menirea. Și nu să vă dea cineva mână în gură, îmi spui și mie ce misiune personală am? Îmi măsori și mie? Dar eu ce trebuie să fac? Nu are importanță, e bine cum afli. O faci. Și mai târziu o faci. Nu-ți rămâne în următoarea. Deci, oricum, viața noastră este preprogramată. E preprogramată ca un, eu știu, ca o facultate. Ai examene, pe unde le iei, pe unde nu le iei. Dar oricum ajungi la sfârșit. Oricum o termin. Cu unele luate, cu unele luate, da. Numai unii și-au licențe, unii și-au alte doctorate, masterate și alte chestii. Dar principiul e. Este exact ca o facultate. Intri, nu? Admitere. După admitere, începi. Probele. Și aia, și aia, și aia, și aia. Și înveți. Și din fiecare ții niște lecții. Din fiecare etapă a vieții tale. Suma lor, știți că am înțeles o chestie drăguță de la când stăteam, când a făcut conferința cu Vlad. Și avea dreptate. Când noi avem impresia că dacă facem foarte fapte bune, contrabalansează faptele proaste. Nu! Greșit. Pentru că dacă n-ai înțeles anumite lucruri, e ca și cum la sfârșitul vieții, ai avea restanțe în anul 1.
Nu. Poți să treci până nu iei toate examenele. Și problema e că în spiritualitate nu merge cinciul. În școală mai merge. Mă, dar în spiritualitate, ca să termin, cu bine, și o să vă spun de ce nu merge cinciul. Pentru că e clar că îndumnezeirea omului presupune întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu, care pentru mine înseamnă mântuirea. Că n-a explicat nimeni tema de mântuire pentru toată lumea. Dom'le, că trebuie să te mântui. Bă, dar ce? Cum păi ia mântuire? Păi mântuirea este să nu te mai întorci. Adică, nu mai ești în pană. Supervizezi pe alții, că tu știi. Dar ca să supervizezi pe alții, trebuie să știi. Că nu poți să îndrumi pe cineva fără să știi. Și atunci, îndumnezeirea omului presupune atingerea nivelului de puritate care? 100. Divin. Și acum poate vă dați seama de dimensiunea noastră. Și cât de mult e până departe. Adică, pe calea asta voastră către Dumnezeu, din fiecare experiență, trebuie să luați învățătura 100%. Să vă luați examenul cu 10. Nu se admite 9,99. Bine, acum să nu crezi că trebuie să vă întoarceți dacă aveți 9,99. Da, trebuie să te întoarci măcar de la 9,99. Dar, pentru că există niște lucruri pe care pot să le înțelegi chiar și de acolo. Nu o să dau exerte, dar când BAC nu o să vă faceți voi mai mari, o să vedeți și o să puteți să verificați. Și atunci, viața voastră e o cursă cu obstacole pe care voi trebuie să o duceți la bun sfârșit. Nici măcar nu trebuie. Puteți sau nu să o duceți la bun sfârșit. Puteți sau nu să o încheiați. Puteți sau nu să vă luați tot ce trebuie din treaba asta. Puteți sau nu să fiți preocupați de asta. Voi sunteți aici. Și să știți că pe măsură ce învățați și înțelegeți, o să fie din ce în ce mai puțin. Și e firesc să fie așa. Mai e o problemă. În cer nu se merge pe file. Trebuie să vă spun niște adevăruri foarte adânci. Acolo nu merge. Fiecare se duce la nivelul lui de puritate. De ce? Păi foarte simplu, pentru că impuritatea aia a voastră sau a mea, în momentul în care mă apropii de lumină, doare. Arde. Și atunci ce o să fac? Mă îndepărtez de foc. Mă îndepărtez de lumină. Cu cât ești mai pur, cu atât te apropii mai mult de lumină. Cu cât ești mai impur, cu atât te depărtezi de lumină. Știți care este meritul meu? Să te aici mă gândesc dacă am vrut. Meritul meu e că am încercat să fac voia lui Dumnezeu și mi-am lăsat pașii conduși. Și atunci mie nu mi-a fost teamă să învăț niciodată. Și niciodată nu m-am considerat atât de sus încât să cred că nu am ceva de învățat de la altcineva. Că este un maestru de artă marțială, că e un psihoterapeut, că e un specialist în comunicare. Acum învăț comunicare. Învăț comunicare nu pentru că n-aș putea să comunic. Comunic, vedeți, nu? Dom'le, am o problemă cu comunicarea în doi.
Comunicarea în doi, pentru mine, e o limbă străină. E ca și cum aș învăța chineză. E firesc. Sunt soldat, sunt războinic, am fost puznic, călugăr, ce vreți voi. Da? Automat. Eu am zis și s-a făcut. Ori am fost executant, ori am ordonat. Mă, chestia asta cu execuția și cu ordonanța nu prea merge în cuplu. Și nu-mi găsesc locul. Pentru ca o mare învăț comunică. Asta și anul are o problemă majoră. Vă zic că apropo de comunicare. Dar! Vreau să vă spun că orice faceți pentru desăvârșirea voastră va aduce un plus. Va aduce ceva nou. Și treptele astea pe care le urcați vă ajută în final să înțelegeți. Pentru că știți, aveam la un moment dat o trilemă. Și trilema asta era: păi dacă aia e adevărată, aia e adevărată și aia e adevărată, care mai e adevărul? Și o să treceți și voi prin asta. Și atunci m-am dus și eu. M-am dus, eu mă mai duc așa și la biserică, că nu e bun. Și m-am dus la patriarhie, când... Și stăteam așa printre oaște și cu acea privire caldă, bovină, știți? E o privire a vițelului nou născut. Care privește uimit la lume. Și cu acea privire caldă, bovină, probabil mă uitam și eu pe undeva. Și mă gândeam. Și care e adevărul? Pentru ce vine așa un răspuns din ăla. Tot e adevărul. Problema noastră, știți care e, apropo de adevăr? Neintegrarea lui. Și aici revenim la faza cu măgalul. Cu Emiro sau ce era. Nu știți cu vânzarea măgalului? Unul avea un măgal. Și vinde. Și dă omul banii și la un moment dat zice, bine, dar acum trebuie să dai și banii pe umbra măgarului. Eu am vândut măgarul fără umbră. Cum să-ți dau, domnule? Că măgarul are umbră. Deci când am cumpărat măgarul, am cumpărat și umbra măgarul. Nu? Că nu ți-am dat tot cu umbră. Drept urmare trebuie să mergem la domnul. Și se duc. Și ăsta îi ascultă și zice, ai dreptate. Și vine al doilea. Și tu ai dreptate. Și vine al doilea. Dar știți, Sfinția noastră, nu se poate să ai amândoi, să aibă amândoi dreptate. Și tu ai dreptate. Știți că fiecare are dreptatea lui. Mai greu să îi împaci pe toți. Știți ce urât e? Dar și mă gândeam. Ce înseamnă să îi împaci pe toți? Ăla-i supărat că, ăla-i supărat că, Doamne, Doamne, trebuie să îi împace pe toți, pentru că, în realitate, fiecare e supărat într-o prostie. Și atunci, el nu are altă treabă de făcut decât să îi împace, să îi împace pe cei care se supără. Și revenim la adevăr. Stăteam și mă gândeam. Mă, nu trebuie să te duci în țări străine. Nu trebuie să te duci foarte departe de casă. Trebuie doar să ai dorința de a afla. Și atunci îți oferă Dumnezeu posibilitatea să găsești cale pe care de voi. Dar asta depinde foarte mult de tine. Și dacă îți dorești treaba asta. Problema adevărului și a oricării spirituale este că noi ne dăm seama de trepte. Treptele noastre. Treptele evoluției noastre. O secundă să vă rog.
Ok. Hai că am început. Adevărul presupune niște trepte. Treptele astea nu sunt inițierile, să știți. Inițierile ar trebui să vă fie confirmarea faptului că ați ajuns la o anumită treaptă spirituală. Ar trebui să vă luați inițierile în momentul în care ați înțeles. Nu să faceți din inițiere o treaptă, ci din inițiere să faceți o recunoaștere a nivelului vostru spiritual, din orice inițiere. Asta presupune să aveți o mare obiectivitate în ceea ce vă privește. În ceea ce vă privește pe voi ca spirit, ca oameni. Să puteți să vă priviți în realitate. Să vă bucurați dacă cineva îmi vorbește de rău. Greu. Știți că la un moment dat mi-a zis o prietenă, zice, mă, cum poți să lași oameni apropiați ție să fii vorbit de rău? Și am zis foarte simplu. El nu poate să spună decât adevăr sau neadevăr. Și atunci, dacă spune adevăr, aflu și deci pot să mă corectez. Dacă spune un neadevăr, oamenii o să mă înainteze și o să-și dea seama. Că de fapt am dreptate. Și atunci, care este partea negativă a neadevărului spus despre mine? Niciuna. Mi-a fost greu să știți, e greu, e un hap greu ca cineva care apropiat ție să te vârfească. Foarte greu. Și mai, să mai și afli. Dar, în perspectivă, în evoluția voastră spirituală, nu se poate altă. Vârfa de unde e? De la îngeri sau de la demon? De la noi. Mi-a plăcut răspunsul. Cred că cam așa e. Da. Ceea ce predispune la vârf este partea mai întunecată. A noastră. A noastră, da? Bun. Și atunci, un sfânt poate să fie bârfit? Nu. 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 Păi asta e ideea. Recunoașterea Sfinției nu o face cerul, o face, o face, o face în aici. Vreau să spun? Deci, nu, mă. Nu. Un om ajunge sfânt în momentul în care răul nu mai are nimic să-i reproșeze. Atât timp cât mai există ceva care poate să fie reproșat unui om, înseamnă că nu e, nu e sfânt. Și nu e perfect. De ce? Pentru că în momentul în care el ajunge la perfecțiune, rău nu mai are ce să zică despre el, că nu mai are ce să se agațe. În momentul în care are de ce să se agațe, înseamnă că sfântul respectiv nu este încă perfect. Asta este ideea de sfințenie. Că de asta așteaptă, știți cum îmi place de biserică, pentru că mai așteaptă, mai beatitudine, mai chestii de genul ăsta. Beatitudine, nu știu cum. Beatifică, nu știu mai ce, și după aia se zice. Că undeva e corect. De ce? Îl beatifică. Și după aia, dacă e cineva care are ceva de spus, începe să spună. Aaa, stai un pic, ăla n-a fost chiar așa. Că omul nu trage. Și nici rău. Și atunci se manifestă prin asta. Am fost întrebat de ce am sunt lângă mine oameni care sunt așa. Și am zis foarte bine, pentru că felul ăsta aflu și ce gândește rău despre mine. Nu? De ce să aflu din presă? Nu pot să aflu de lângă mine. Nu? Mi se pare corect. Să mai fac. Când lucrurile pot să fie simple. Nu vă mai supărați. După aia, dacă cineva vorbește despre voi și vă deranjează, e clar că undeva în voi e o nemulțumire. Acum nu înseamnă dacă nu zice ceva pe mine și înseamnă că eu și mint sau... Pur și simplu,
înseamnă că te deranjează faptul că se vorbește urât despre tine. Și asta să știți că ține de ego. În momentul în care nu te mai deranjează nici măcar faptul că cineva vorbește despre tine, aici chiar ne simți. Nu. Înseamnă că ai înțeles niște lucruri, mă refer la oamenii evoluați spirituali, cum ai înțeles și nesimțită? Înseamnă că ai evoluat spiritual și că până la urmă ceea ce spune despre tine nu te atinge. Mai e o problemă. E frumos să fii în lumină și să stai acolo. E frumos să fii în lumină și, să zic eu, să stai așa apărat de lumină. Dar cu adevărat, caracterul tău se arată în întuneric. Să știți că încercările sunt, de fapt, manifestarea caracterului tău. Să știți că nu sunt foarte mândru de ultimele încercări prin care am trecut. Chiar deloc. Mi-e groază că va trebui să fac mea culpa. Dar, unul dintre lucrurile pe care poți să le faci, este să-ți asumi greșeile. Să le recunoști. Și în momentul respectiv, nu mai ești vulnerabil la treaba asta. Revenind, fiecare calea voastră este o cale cristică. Sau puteți să o transformați într-o cale cristică. Pentru că fiecare dintre voi poate să evolueze până la nivelul creștin. Indiferent de viața pe care ești, de nivelul la care ești. Asta e frumusețea creștinismului. Nu o să intru acum în polemic, de unde vine, ce are, ce... Nu. Vorbim stricte ceea ce avem. Frumusețea lui este tocmai că vă permite să accedeți la niște dimensiuni. Indiferent de nivelul la care sunteți. Că să te și ajutați pentru asta. Că aveți sânge, îl aveți pe Hristos, asta vă ajută. Problema este motivația noastră. Cerul, și nu mi-e frică să afirm asta, are un marketing prost. Deci nu știu ce se ocupă de marketing. Dar fac afirmația. Că nu crezi că mi-am spus un cer. Mi-am spus. Mi-am zis. Păi voi cu fețele astea vreți să atrageți oameni? Astea plânse și de astea? Păi numai cu mine mă duc la o... la o cafele? Marketingul cerului e greșit. Și îmi dau seama, fiți atenți, îmi dau seama că pentru a susține această idee, va trebui, la un moment dat, să-mi schimb macazul. Și o să fie un macaz, o să șocheze pe foarte multă lume. De ce? Știți ce am ajuns la concluzia că este cel mai greu? Știți că nu întâmplător suntem aici. Aici, la universitate. Inițial, să mă înscriu la regie. Și n-am putut pentru că, mă rog, era o întreagă poveste și am avut alte cheltuieli decât să mă înscriu. Și atunci mi-a venit ideea că ar trebui să fac cursuri aici. Dar inițial mi-a venit să mă înscriu la regie. Și vorbisem tot la... Și după aia mi-am dat seama că nu pot să mă înscriu de anul ăsta și eu sunt pe următorul principiu. Eu sunt pe principiul chinezului. Și chinezul face felul următor. Mă rog, dacă facem fiecare zi cât un pas. Știți? Drumul de 1000 de cuni începe cu un cun. Asta este o zicală. Asta înseamnă că și dacă o să vreau să fac treaba asta, o să o fac. Sub o formă oarecare. Dar n-am. Încă nu știu ce să fac. Dar mi-am dat seama că cel mai greu este să le arăți oamenilor că cel e frumos. Dacă mă întrebe fiecare dintre voi cum arată celul pentru voi, să vezi că fiecare pentru fiecare cel înseamnă altceva. Pentru unii cântă la harpă,
Mă rog, mahometanii zic că au 72 de fecioare. Dar nu știu dacă sunt frumoase sau nu. Cred că în funcție de numărul de bombe, știți? Fiecare cum îl vede el. Da, e clar că cel mai mult. Și atunci? Hai să facem așa, cam cum ar fi cerul pentru voi. Știți cum e cerul? Lumea asta este la o intersecție. Între cerul și iadul. Și atunci dacă din lumea asta dăm la o parte tot ceea ce este negativ, deci și șterge. Rămâne exact cum e cerul. Exact cum e cerul. Oare se cântă muzică în cer? Da. Da. De anumite vibrații? Da. În funcție de ce? De ce? În funcție de vibrații. Deci, fiecare o să vezi că sunt rodite de diverse vibrații, de diverse tonalități, de diverse ceruri. Crezi că degeaba au lăsat o aia pe Sara Brightman să cânte la Ștefan Domn? E cineva care e deștept acolo. Pentru că e de cer 8-9. Are muzică de cer 8-9. Nu e ea. Melodiile. Plus ea, plus tot ce se întâmplă acolo. Evident că deschide cerurile. M-am povestit cum am dus eu la concert la Sara Brian. Da. Da. Ei, este o formă. Una. Și sunt multe forme. Nu. Tot ceea ce vedeți frumos în lumea asta, fără conotații negative, face parte din cer. Simplu, simpla analiză a lumii ăsteia, deci să nu credeți, că vă dau așa niște jalani. Simpla analiză a lumii ăsteia vă permite să descoperiți cum e și cerul, cum e și el. Pentru că sunt aici, pe pământ, cumva. Sunt cu noi. Și noi. Și în funcție de nivelul nostru spiritual ne conectăm până la un alt, până la un alt. Apropo de a aflați adevărul și adevărul după a elibera. Când mă referam la treaba asta și degeaba am folosit-o, am folosit-o că ceea ce ne face pe noi, pe mine m-a interesat foarte mult durerea, da? Sunt medic, mă rog. Dar m-a dus, nu m-a interesat. Și durerea fizică, și durerea sufletească și... Știți că durerea, în esență, e pozitivă? Durerea îți arată că undeva greșești. Mă, dacă te doare, înseamnă că ceea ce faci e greșit. Dacă te doare, înseamnă că undeva tu greșești. Trebuie să te întrebi, bă, dar unde greșesc? Eu nu zic că sunt dureri care sunt îngăduite, pentru că este un nivel al durerii în care e altor, e un nivel al durerii în care pleiești și de la alții. Dar asta e partea a doua. Asta este principiul ăla cu voi cei puternici puteați spune ce o să. Dar asta e altă problemă. Asta sunt psihoterapeuții, terapeuții, mă rog, preoții, etc. Dar, în ceea ce vă privește, țineți minte, orice vă doare, că e durere sufletească, că e durere fizică, în esență este pozitivă și vă arată că ceva nu e bine. În momentul în care descoperi ce e bine, pe ce este greșit și îndrepti, ce se întâmplă? Durerea dispare. Deci de cine ține până la urmă să înlăture durerea? De mine. Ține de altcineva? Bine, noi suntem un pic masochiști. Și ne ducem acolo unde e durerea. Așa suntem noi. Zici că se dă la liber. După aceea, una dintre motivele pentru care ne doare sunt atașamentele. Știți cum sunt atașamentele? Ați avut vreodată lipitori pe voi? Nu, dar lipitori așa să trebuiască să le tragi. Nu lipitori, că voi nu știu ce și se descrie singur. Se vede ce mișto e când tragi de ele? Mă, sau plasturi. Plasturi.
faci cu pastorul. A, Doamnele, știu că s-au epilat. Știu și eu. Că am vrut să o văd și pe asta. Bun. M-am dus la sală în Thailanda. Prima care e, înainte să plec, m-am epilat. Am zis că sunteți nebune toată. Deci, dar am văzut că ei, ruperea unui atașament este exact la fel. Ca un plastru. Dar după ce trece durerea aia, detașarea aia, o să vă simțiți mult mai bine. Și asta presupune tot ce înseamnă legături în lumea asta. Știți că în japoneză, Isuto înseamnă cel care a tăiat toate legăturile. Și când se referă la legături, se referă la atașament. Și să vorbim mai mult un pic de atașament. Deci, ce aveți de făcut în lumea asta? 1. Să căutați adevărul. 2. Aflând adevărul, veți fi liber de ce? De atașamente și implicit de? De ciuperci. De suferință, da? De durere. Durerea e dată de atașamente. Te doare dacă iubești banii și îi dai. Te doare dacă e o persoană pe care o iubești și pleacă. Te doare dacă ai copii și nu te mai bagă în seamă. Te doare. Asta se numește ce? Atașament. Și trebuie să plecați de la ideea că nimeni nu poate să facă decât ce poate să facă el. Degeaba am eu. Și unul dintre motivele pentru care ne doare este că avem așteptări. Un om nu poate să facă decât ce poate să facă el. E o mare greșeală să crezi că cineva poate să facă mai mult decât poate el. Și asta nu e problema lui. Asta e problema ta. De asta sunt bune textele de psihologie. Hai să spun foarte clar. Băi, ești bun sau nu ești bun pentru un anumit job? Nu poți să faci bun pentru jobul respectiv dacă nu este. N-ai cum. Adică principiul foarte frumos și elegant spus de popor român, nu poți să faci din rahat pici și să mai și înțelepciunea acestui popor, pe mine mă îi cântă. E plin de chestii de genul ăsta. După aia, eu mi-am fixat necesitatea pe care am vrut să vi le explic și să știți că din perspectiva, adică de ce am vrut să fac asta, este pentru că de multe ori mi s-a spus de ce nu vreau să vorbesc despre pilde. Nu era moment. Și dacă vă spun de unde știu și ca să învățați să vedeți cum coordonează înțelepciunea divină, eu am o foarte mare ușurință de a reține citatul biblic. Și asta nu se datorează faptului că sunt un mare credincios. Sau că am studiat foarte mult. Se datorează unui fapt foarte simplu. Ați observat ce frumos scriu eu? Deci, extrem de frumos. Da? Dar scriu extrem de frumos ca o reacție adversă la o viață în care n-am făcut decât să scriu. Am fost scriu. Călugăr. Știți bisericile, catedralele alea catolice, da? Vă dați seama ce frumos este să încălzești o catedrală iarna? Și noi trebuia să scriem. Ce trebuia să scriem? Evident că pe vremea aia nu existau tipare. Și cum se făceau Bibliile? De mână. Adică ad labam. Și pentru că erau scrise de mână, vă dați seama cam cât trebuia să muncești la o Biblie. Să o scrii. Evident că scrierea asta să citești să scrie același capitol sau toată Biblia. Fiecare scria câte o parte, da? Tu trebuia să scrie Evanghelia după Matei. Ei, o scrieai pe aia. După vreo 2 ani de scris Evanghelia după Matei, deci la Evanghelia după... Vorbesc foarte serios.
Și am avut o perioadă în care singurul meu prieten, sau singura mea prietenă, era un șoarece, femeie. Vă dați seama ce viață sublimă. Da! Asta s-a concretizat în perspectivă. Pentru că, deși nu mi-a plăcut să scriu, nu mi-a plăcut să învăț, am fost obligat să le învăț. Și acum le-am acolo, în setărașă. Undeva. Nu vă imaginați ce senzație am avut când am retrăit viața. Aveam mânuși, știți, de alea până aici? De lână, e adevărat. Ca să putem să scrie. Bun. Și am vrut să... mi s-a fost întrebat de ce nu vreau eu să discut despre ele. Pentru că nu mi s-a părut că este treaba mea. Ci dintr-o dată devine treaba mea, se pare. Că nu prea se înțelege și mi-e tragic că nu înțeleg nici măcar ăilalți care ar trebui să-l învețe. Mai departe. Căutați împărăția celor și toate vi se vor adăuga vouă. Voi aveți priorități greșite. Noi ne naștem, da? Și ne punem ce? Ne facem proiecte. Că vreau să termin școala, că vreau să termin liceul, că vreau să termin facultatea, că vreau să. Și ne facem ce? Obiectiv dintr-un lucru care este strict pe pământ. Obiectivul ăsta este obiectivul nostru. Și de multe ori este greșit. Din perspectivă divină, obiectivul unuia care vrea să evolueze pe calea spirituală ar fi Dumnezeu. Și la asta se referă Iisus. De ce? E foarte simplu. Pentru că El a înțeles pilda lui Solomon. Știți? Pe Solomon. Eu făceam mișto la oameni, dar Doamne, nu știu cum a devenit înțelept. Înainte sau după ce a avut 1000 de femei. Oricum ar fi, înseamnă că trebuie să treci prin mie aia, nu? Că dacă ai fost înțelept după, înseamnă că le-ai avut. Deci trebuie să le ai. Dacă le-ai avut înainte, înseamnă că tot trebuie să le ai, că dacă ești înțelept, trebuie să le ai. Bun, e o glumă. Nu cred că în asta constă înțelepciune. Bun, revenind. El a înțeles pilda lui Solomon, și anume înțelepție. Și a înțeles că înțelepciunea este un dar divin. A înțeles că a avea înțelepciune îți aduce tot. De ce? Foarte simplu. Se spune că Solomon a ajuns la Dumnezeu. Și i-a cerut ce? Înțelepciune. Și când a cerut înțelepciunea, că a dat puterea asupra Duhurilor. Tuturor Duhurilor. Care Duhul ce reprezintă? Hai să luăm așa, din aproape în aproape. Ce reprezintă Duhurile? Entitățile spirituale ale tuturor elementelor. Deci dacă eu am puterea asupra Duhului, nu înseamnă că am puterea asupra Duhului aurului. Sau al banilor. Sau a doamnelor. Sau a domnilor. Vorbesc foarte serios. Nu vorbesc. Eu vorbesc chiar cât se pare de serios. Și atunci asta înseamnă, nu înseamnă că pot să dobândesc tot ceea ce îmi doresc. Și atunci în lumea asta materială nu înseamnă că pot să am tot. Din simplu fapt că înțeleg principiile care guvernează lumea, că asta înseamnă înțelepciune și puterea asupra Duhurilor. Există Duhul apei? Hai, Cicungu. Da, da. Există Duhul focului? Da, da. Metalului? Da. Lemnului? Deci orice lucru are un Duh. Păi dacă am puterea asupra Duhurilor, nu înseamnă că am puterea asupra tot. Și aici nu ajungem la Hermes Trismegistus care spune este spunea Trismegistus pentru că avea putere pe ce, în cele trei lumi, adică care lumi? Materială, energetică și spirituală. De asta este spunea Trismegistus. Și atunci, nu este înțelepciunea. Voi vreți să obțineți bani înainte să fiți înțelepți.
Voi vreți să obțineți, eu știu, să vă mai uitați înainte să fiți înțelepte. Voi vreți să faceți copii înainte să fiți înțelepți cum să-i creșteți pe copiii aia. Mă, să nu crezi că și eu am făcut aceleași tâmpenii. Că vă spun din experiență. Dar, mă, când am văzut că totuși ceva nu e în ordine, mi-am dat seama că, băi, nu e ok. Eu am o problemă. Am o problemă cu stereotipurile. Știți? Cu schemele. Și când intri din schemă în schemă, ceva nu e în ordine. E ca în matriță. Știi? Trece pisica de două ori. Păi de câte ori trebuie să treacă pisica ca să-ți dai seama că nu e ok schema asta? Și te uiți în stânga schemă, te uiți în dreapta schemă. Bun. Și atunci, eu ce fac cu schemele astea? Căsătoria e o schemă? Da. Da. Deci noi trăim în scheme. Perfect. O să trăiesc în afara schemelor? Da. Nu! Nu! O să vedeți că, indiferent ce fac, intru într-o schemă. Și atunci ce pot să fac? Cel mai bun rol în schema schemelor. Să sar din schemă. Adică, vorbesc foarte jos. Stăteam și mă gândeam într-o zi, am făcut o demonstrație unei persoane foarte dragi. Și am jucat un rol. Și am surprins persoana respectivă cu rolul pe care l-am jucat. Și am zis, da, eu pot să joc orice rol. De ce? Pentru că eu am înțeles că viața noastră e o schemă. Eu acum sunt într-o schemă? Da. Joc rolul de lector? Da. Mă, încerc să-l joc bine. Și dacă mă duc acasă și mă sor și zic, cât mi-am făcut eu datoria de lector? Și mi iese. Sunt bine. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și atunci tot ce faceți voi sunt roluri. Sunt scheme. Știți că puteți să luați viața voastră și să o împărțiți în scheme? Trezirea este o schemă? Ritualul de dimineață este o schemă? De la spălat pe dinți, cum vă spălați pe dinți, cum vă spălați, cum faceți dușul, cum vă beți cafeaua. E schemă? Da. Bun. Ora la care vă treziți e schemă? Totul e schemă. Drumul pe care mergeți e schemă? Totul e schemă. Ce pot să fac? Să-mi iau viața, să o despart în bucățele și să o optimizez schema vieții mele. Cum? Simplu fapt de a trimite lumină dimineața pe calea mea spirituală îmi îmbunătățește schema? Da. Da. Simplu fapt de a mă ruga și a spune, știți, spunea Antonie cel Mare, o chestie foarte drăguță. Orice faci să îl pui înaintea ta pe Dumnezeu. Mai știi ceva? Dincolo de... Pe mine mă enervează predicile. Pentru că nu le-au pătrut. Ce înseamnă să pun înaintea mea pe Dumnezeu? Când trimit lumină înainte, nu asta e. Când trimit ghizii înainte, nu asta e. Deci aplicația practică. Noi, în evoluția noastră, ar trebui să îl implicăm, să luăm părinții, să-l implicăm pe Dumnezeu. Haideți, că vine Dumnezeu, dar mai târziu. Știu, am uitat să spun că e cinita. Mie îmi place să pun scheme de astea la fel. Părintele Adrian. Ne-am cunoscut la o chermeță la Ierusalim. La mănuți sau... Bun. Deci noi, până la urmă, suntem trăim în niște scheme. Schemele astea... Absolut da. Dar până și asta devine o schemă. Adică eu nu încercam, cum să vă zic eu, nu încercam să vă protejați de orice. Un copil care este protejat de orice microb, ce se va întâmpla cu el? Va fi cum? Foarte fragil. Va fi cât se poate de defect. Expunerea la diverse situații te face să crești și să evoluezi. Nu înseamnă că trebuie să stau protejat. M-am întrebat, dar tu ce sisteme de protecție faci? Mă, foarte rar îmi fac sisteme de protecție. Și îmi dau, le dau drumul în momentul în care nu se mai poate altfel. Dar altfel, eu nu. Revenind. Relațiile sunt scheme? Absolut da. Mă, și sexuale schemele mele.
Dar până ce asta poate fi optimizat? Da? Optim? Cum? Poate. Apropo de înțelepciune, de căutat împărăția cerului, de Solomon, de dobândirea lui, măi, Iisus spune un lucru foarte drăguț. Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Crede și vei fi urmit. Eu am adus pe părintele de ce? Că eu citesc par memoria. Dar părințelul vă spune că e cu... cu... un punct de oficial de vedere, cât de cât apropiem de... Absolut. E totuși dialog. Bun. Și atunci, ceea ce... cum vă zic eu, cum văd eu lucrurile și cum cred eu că trebuie să făcute, și ce mă interesează pe mine e ca voi să vă treziți. Adică să vă treziți la ce nivel? Mă, dacă un om nu vrea nimic, să știți că Dumnezeu nu-i dă nimic. Îmi vine o maestră astăzi la mine și zice, viața mea e un calvar. E dezastru. Aia și aia și aia și aia și zic... și zice, mi-ar place să predau nu știu ce. Zic, ți-ai făcut proiect pentru asta? Nu. Ți-ai făcut vreun proiect vreodată? Nu. Adică proiect care se face la nivelul grad 3 Reiki, când scrii pe foaia de hârtie ce vrei și când îi scrii lui Moș Crăciun, mă. Se numește proiect. Eu îi scriu lui Moș Crăciun ce aș dori de Moș de Crăciun. Și un acatist. Apropo, da. Punctul de vedere al bisericii. Și un acatist este tot un proiect. Nu e spus așa, părinte? Dezvăluirii lui Dumnezeu. Nu, cum e? Și El va împlini? Da, gândurile tale... Și El le va împlini. Și El le va împlini. Evident, dacă sunt bune și dacă sunt ok pentru tine. Că nu o să-ți dea, știți, apropo de ce. Puteți să cereți orice. Orice prostie. Și o să vă spun ceva. Da, pentru că este scris așa, oare copilul care cere părintele o bucată de pâine, părintele îi va pune în mână un șarpe? Deci, indiferent ce tâmpenină pe care le cereți voi, nu vă fie... Mi-a fost... Era ideea. Deci spunea doamna respectivă. Mi-a fost teamă să cer. Că mi-a fost jenă. Dar nu fie jenă. Cereți, mă. Vreau să vă spun că, apropo de cerut, doamne, doamne, are doamne să vă dea, să știți că e foarte bine înzestrat din punctul ăsta de vedere, și material și spiritual, nu? Cred că e cel mai bogat, nu? E în top 1? E în top 100? E. Păi, am ajuns la concluzia, e primul 100. E în Forbes? Nu l-au fost. E prea să fie primul. Nu e proprietarul de la. Deci are de toate. Bun, dacă are de toate și are mai mult decât puteți voi duce, cereți-mă, că n-are nimic împotrivă. Și vreau să vă mai spun ceva. Vă dă orice! Și ca lecție. Și ca lecție. La un moment dat, mă gândeam, apropo de Mântuitor, că El are o grămadă de mirese. Și că e cam la fel că noi nu avem decât una. Și pe urmă modelul Cristi, m-am gândit cam cum ar fi să ai mai multe. Nu e bine. Nu e bine. Nu poți să le împarți. Nu se poate. Asta este timpul. Revenind. Cereți-le Dumnezeu orice. Mă, dar mai întâi de toate cereți înțelepciune și cereți o să vă... Rugați-L să vă ajute să înțelegeți. Eu nu înțeleg. Eu, la un moment dat, am realizat că sunt prost. Și când am realizat că sunt prost, nu mi-a luat foarte mult timp. Mi-am dat seama că lumea trebuie să mă upgradez cumva. Și n-am știut cum. Da? Și când am început eu, să știți că și eu am învățat multe părinte din Cartea Cărților. Nu e ortodox, nu? Da, este foarte ortodox. Cartea Cărților? Nu, Cartea Cărților aia de la desene animate. Iar era copil, de unde? La Cântării. Nu, nu, la Cartea Cărților era desene animate.
roboțeli care se ducă în trecut cu pile. Eu am învățat foarte mult de acolo, pe vreo serie, eram student și mă uitam la ele. Și așa am ajuns la Solomon. Și m-am gândit toată, tot timpul, bă, dacă sunt așa mai sărăcuți cu Dumnezeu, cam cum aș putea să fac să mai îmi crească stima de mine. Și am luat-o așa, pe firul apei, ca să înțeleg. Deci chiar am fost la un moment dat dispus să țin postul de 40 de zile ca să obțin treaba asta. Am zis că clar nu merg să merg așa toată viața cu atâta, adică cu hardul mic. Aveam hardul prea mic și soft cum vechi. Și Solomon a cerut, de ce nu a plătește? A cerut, asta este și ideea, dar pe mine mă intrigă de ce nu cer unii. Și rămân tot așa. Cred că n-am nevoie. Deci, asta se numește suficient. Fiți, mă, suficienți! Deci eu spuneam să nu fiți. Înainte vă spuneam, bă, fiți așa. Nu, mă, fiți suficienți. De ce să, prin atâția oameni, lipsiți de să nu fiți și voi? Ce zici? O să răspund ceva. Da. Cât ai fost cel mai lung post? Negru. 6, cred. 6. Singur sau cu cineva? Adică singur cu cineva. Susținut. Era în perioada Paștelui, era Părintele la mănăstire, m-o fi susținut, cred că da. Dar să știi că au ținut și ele vreme și au ținut și peste 21 zile. Și am avut de 30. Deci nu asta e problema. Medical, poți foarte simplu. Da? Deci nu e o problemă în postul negru. Problema este ce. Pentru că, de obicei, în postul negru, să știți că tu poate îți dorești înțelegere, dar înăuntru tău vrei cu totul altceva. Nu. Deci, în perioada aia, nu. Adică, nu că nu. Știi ce se întâmplă? Îți dispar gândurile. De ce? Pentru că multe din gândurile noastre sunt pregândite. Da? Și atunci îți dispar gândurile alea care sunt pregândite, nu mai vin gândurile altora decât foarte puțin și rămâi tu cu tine. Evident că e foarte liniște în capul tău. Dar atunci poți să-ți dai seama cu adevărat care ești tu. Pentru că în momentul ăla se... Ce se întâmplă de fapt? Că asta este ideea postului negru. Se consumă toate câmpurile. Consumându-se toate câmpurile, automat, ce faci? Rămâi tu cu tine. Da? Și tot ceea ce nu este al tău, devine exterior. Noi suntem un amalgam. Câmpuri, entități, la la. În momentul în care începi să ții post negru, astea scad și rămâi tu. Iar tot ceea ce este în realitate exterior, poftim? Te desprași de toate... De toate alea. Și ești tu și exterior. Asta este bine, pentru că ajungi la tine, asta e una. Plus că începi să-ți dai seama care gânduri nu sunt de la tine, pentru că le percepi exterior. Ceea ce e bine. Bine, eu nu sunt de acord să fie făcut așa de unul singur. Tot sub o urmare, tot sub cineva, tot trebuie să spun cumva, băi, vreau să-ți impot cu noi cu B. E cu rugăciune în soție. Adică să lucre cu sine. De să lași ca o dietă. Te stingi, te zici. Am fost la o urmă, am să mă povedesc. Iar am să mă pot să în acea zi și mă tot amânat. Prima dată m-am supărat. Uităm ce mă primă. Schimb părinte. Pe care am strâns de gândit, băi. După câteva tot amânări, am început să înțeleg, de fapt, care ea e de așa vreau de părinte. Să mai ard, să mai topesc. M-am făcut puțin de aia. Am numărat pe răsică, cea mea care l-a simțit. Da. Bun. Da, paradox seminarul, să aș spune, Dan Puric, să ții un seminar, vorbim despre tăcere. Ai urmarea lui Hristos. Da, adevărul că Iisus a făcut. Trebuie să recunosc un sunt fan, Dan Puric. Nu, din alte considerente, dar nu-mi face un domn pentru nimic. Bun.
Mai departe. Pe mine ce mă interesează? Să înțelegeți, să vă dau jaloane din Evanghelie. De asta l-am chemat și pe părințele. Să confirme ceea ce vă spun eu. Că e scris așa. Când doi se roagă, în numele meu, voi fi și eu. Sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu cu ei. Așa. Asta e ideea. Adică aici este Hristos. Asta e ideea. Da? Vreau să înțelegeți următorul aspect. Când spune Hristos, eu sunt într-un Tatăl și Tatăl este într-o mine, la ce se referă treaba? Îl lăsăm de fără. Păi, în sensul că Dumnezeirea există și în Tatăl și în Fiul și în noi toți. Și când am spus să precum Tatăl este în mine așa și voi să fiți una, cum eu Tatăl sunt în mine așa și voi să fiți una, se referea la acest lucru. La unirea într-un Duh. Pentru că ori în rugăciune, ori acum dacă suntem aici, mai simplu fapt că ne conectăm la Hristos, este ca o rugăciune. Și suntem în același Duh și suntem în Hristos. Automat, dacă suntem în Hristos, suntem și cu Tatăl uniți. Bun. Vreau să vă zic un lucru. Și aici se pune problema. Eu am fost la un moment dat acuzat să confund creația lui Creator. Eu nu confund creația lui Creator. Și mă interesează să știți foarte clar care este rolul vostru în Univers. Și să nu mai despărțiți lucrurile. De asta am și dat acest citat. O luăm foarte frumos așa. Dumnezeu e pretutindeni. Acel ceva, deci o secundă, ca să scăpăm de termenul de Dumnezeu. Nu toți suntem confortabil cu termenul ăsta. La un moment dat a venit la mine un inginer. Și inginerul ăsta era ateu. Și zice, Doamne, eu nu cred în Dumnezeu. Eu îi zic Dumnezeu, dar părerea mea despre Dumnezeu este cu totul alta. Și îi zic, da, hai să spun ceva. Tu ești inginer. Da, bun. Era inginer de utilaje. Și zic, Doamne, când iese un utilaj pe partea fabricii, da? Produsul finit. Ăsta a fost mai întâi proiect. Corect? Dom'le, înainte să fie proiect, a existat un proiectant. A existat un gând, da? Înainte să existe gândul ăsta, a existat proiectantul. Pentru mine Dumnezeu este acela care a proiectat întregul Univers. Pentru că e dovedit științific, nu? Că Universul are tendința să se dezagrege. Să se transforme în elemente simple. Ori pentru mine acest Dumnezeu este acel lucru care face ca elementele să existe în starea în care le vedeți. Voi, asta, lunărica, orice. Bun, revenim. Deci când vorbesc de termenul de Dumnezeu, mă refer la așa ceva. Acel lucru care face ca lucrurile să existe. Acea ființă, mă rog, energie, cum vreți, ci. Nu se supără. Bun. Ei, există acest ceva care există pretutindeni și în tot Universul material. Da? Și care stă la baza tuturor lucrurilor. Bun. Există un loc unde nu există această energie? Bun. Există, pentru cei care sunt creștini, iadul ăsta poate să fie în afara lui Dumnezeu? Nu. E tot acolo. Bun. Deci dacă toate sunt acolo, noi unde suntem? Tot acolo. În orice clipă a vieții noastre, suntem în aceeași energie care stă la baza acestui Univers. Ok? Asta înseamnă, de fapt, că noi suntem într-un Tatăl și Tatăl este într-un noi. El a fost, este și va fi. Și noi o să fim în El. Tatăl este sursa tuturor lucrurilor. Și vreau să mai spun ceva. Tatăl este sursa tuturor religiilor. Știu că aici nu o să fim de acord. Dar asta e altă problemă. Că creștinismul este fare. Asta nu înseamnă că este un stadiu ultim. Sunt convins că sunt religii și pe altă fără. Ideea este că la asta se referea Mântuitorul când spunea eu sunt într-un Tatăl. Fiecare dintre voi puteți să spuneți eu sunt într-un Tatăl și Tatăl este într-un lume. Vă e clar? La mine poate să ajungă la Tatăl de mine. Aia se numește condiționarea negativă, nu sunt de acord. Și nu vreau să deschid subiectul, pentru că există foarte multe traduceri care sunt greșite. Dar o să discut despre asta. Nu, 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 nu
Ok, o să discutăm despre asta, dar creștinismul nu este singura cale, nefiind singura cale, Hristos nu e singura cale, deci acum discut despre creștinism, dar nu vreau să ies în, să intru în polemic din alte motive, da? Acum facem da, de... Da, am spus ce scrie acolo, nimic altceva. Știu, dar nu vreau să intru vorba nici cât ce scrie acolo, chiar dacă nu sunt tot de acord. Psihologia așa este condiționat. Cine ajunge la tată, în afară de mine, este fur și trecat, ea continuă. Deci se poate ajunge, dar spui emblema, vin la poarta raiului, levitez, sigur, până acolo, poți să ajungi. Dar acolo ce reput? Nu. Te întorci și te întorci prin poarta strântă și îngustă, tot pe acolo, până la toți. Asta ține de Dumnezeu, tată. Bun, revenim. Mă interesează să înțeleg niște aspecte care nu sunt foarte drăguțe, dar pe care trebuie să vi le asumați. Dacă vreți să evoluați din punct de vedere spiritual, din păcate există niște lucruri pe care vrem, nu vrem, ne asumăm. Și una este pilda lui Iov. E pilda lui Moise. Și e pilda lui Avram. Și că toate au o conotație comună. Dar au un sens comun. Și la sensul ăsta comun, nu, este testarea iubirii. Testarea credinței. Testarea iubirii față de Dumnezeu. Da? Testarea lipsei de atașamente. Înțelegerea principiilor divine. Pentru că la Iov se pune problema de înțelegere. La el, hai să fim serioși, nu cred că Iov avea un înțelepciune al Solomon. Dar e clar că în omul lui avea acel lucru care se cheamă credința și care nu ține de IQ. Și aici o să vorbim un pic despre credință. Credința presupune înțelegerea subtilă a unor lucruri pe care nu le poate demonstra mental, dar care sunt adevărate. Și în pilda lui Iov apare o chestie foarte drăguță. Și anume că se duce demonul la Dumnezeu și îi spune, da, sigur, Iov te iubește. Dar Iov te iubește pentru că i-ai dat tot. Și zice, ia-i bogăția. Vezi, te mai iubește? Și Dumnezeu zice, ia-i bogăția. Dar n-ai voie să te iei de viața lui. Și zice, demonul mori, mă duc așa, eu moară vitele, că avea mii. Rămâne eu mai sărăcut așa un pic. Și ce zice? Domnul a dat. Domnul a dat. Bun. Da. El știe că animalele astea le-ai dat tu. Da. Dacă iei familie, copii. Și ce se întâmplă? Ce bine. Ia. Se duce, vin poardele, că poardele stau și ele, conotații. Entități, nu? Au venit, i-au luat copiii. Ce a zis Iov? Domnul, da, domnul. Bun, a treia. Da. El știa că ăștia și copiii și animale sunt de la tine. Da, ia-i sănătate. Da, ia-i. Dar n-ai voie să te iei de viața lui. S-a umplut de lepră, da? Bun, că s-a umplut de lepră, asta nu-i nimic, că lepra... Da, lepra era un stigmat. Da? Stigmatul celor păcătoși. Nu i-a dat nevastă. Prima oară i-a luat nevastă? Nu i-a luat. Nu i-a luat nevastă. Nu, nevastă i-a lăsat-o, că îi spunea blesteamă pe Dumnezeu. Da. Deci, aia, de ce nu i-a luat-o primă? Aici, nu i-a luat Dumnezeu. Deci, oricum să lasă-o, ajungi pe mormanul. Și stătea eu pe mormanul de gunoi, da? N-a vrut în ce. Se întâmplă următorul fenomen. Da. Rămâne el cu nevasta plin de lepră în morbanul de gunoi. La imaginea ce sărci. Și nevastă sa, ca orice doamnă adevărată, spune. Vesteamă pe Dumnezeu. Că uite ce ne-a făcut. Ne-a luat averea la noi copii. Și eu v-a zis, nu. Taci, femeie. Ăsta a avut curaj. Mi-a zis, taci, femeie.
Domnul a dat, domnul a luat firmele domnului că e mutat. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu femeia. Tot cu ea? Bun. Ideea este felul următor. După ce, în momentul respectiv, apropo de sfințenie și de încercare, asta a fost încercarea supremă la acel moment, și atunci demonul n-a mai putut să zică nimic și în momentul respectiv a devenit și bogat și a pus și alți copii. Deci asta este ideea, apropo de încercări. Și încercările, cum să zic eu, să știți că iubirea Dumnezeului, iubirea de Dumnezeu nu prea seamănă cu iubirea de pe Face. Da? Dumnezeu este iubitor perfect. Dumnezeu iubește pe totdeauna perfect. Dar dacă vreți să lucrați la nivelurile spirituale, vreți, nu vreți, trebuie să treceți prin niște furci acolo. Și nu se poate altfel. Deci trebuie purificat. Nu se poate altfel. Nu știu în perspectivă. Viitorul omului. Absolut, da. În ceea ce privește Hilda lui Avram, da? Când îl pune să-și omoare copii. Știți? Pare ciudat. Mă dați seama că Hilda lui Avram era împotriva tot ceea ce considerau ei bine, viața. Asta nu înseamnă că o să vă dea Dumnezeu vreodată această poruncă. Dar ca aș vrea să înțelegeți că la un moment dat Dumnezeu vă va da lucruri pe care vă este greu să le faceți emoțional. Să zic că lasă copiii ăia în pace, că i-a ajutat destul. Și de asta nu poți să mergi mai departe. Pentru că îi ajuți în continuare. Sunt dita mai cai și nu-și văd de treaba lor. Și tu îi ajuți în continuare. Am venit pentru băiețelul meu. Dar cât are băiețelul meu? 45 de ani. Ah, mă rog, domnul doctor. Lăsați-i în pace. Voi le ratați misiunile personale și le stricați rosturile cu ceea ce credeți voi că e bine și ceea ce vreți voi. Lăsați-i în pace să greșească pe capul lor. Mai departe, e vila lui Moise. Bine, pe Avram l-a oprit, da? Mielul a făcut jertfă acolo, a fost bine. Dar e vila lui Moise. La Moise, Dumnezeu, deci primul copil îi moare. Pentru că nevasta n-a vrut să lasă, să ducă, să facă voia lui Dumnezeu. Și l-a înviat Moise cu picături de sânge de la degetul lui. Cel mic, nu? Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci putea, a putut să-l învie. Asta l-a costat să-l fie. Că de asta n-a văzut. Unul dintre motivele pentru care n-a văzut Canaanul e și asta. Că și-a dat din viața lui. Și în sângele ăla i-a dat suflet din sufletul lui și de asta n-a apucat să vadă Canaanul. Dar mă rog, asta este chestia care ține de cum să zic, înțelepciunea divină. Încercam să vă explic că în anumite momente, pe măsură ce evoluați, acum că mergeți voi la un curs, că nu mergeți, că vă treziți dimineața la 7 sau la 8, asta ține de voi. Dar mai departe, lucrurile se complică și se amplifică și nu merge. Nu zic eu, un om care nu poate să trezească la ora 7, cum să poate să se dea cineva o misiune personală grea? Că poate la un moment dat trebuie să se trezești la 7. Și dacă tu te-ai trezit la 8, s-a încheiat. Deci până și exercițiul trezitului la o oră este important în evoluția spirituală. Nu înseamnă că toată ziua trebuie să vă treziți la 7 sau la 5. Dar face parte din renunțarea la sine. Nu. Înțeleg la sine. Eu vreau să dorm până la 11. Și eu vreau să dorm până la 11. Bă, dar nu nimeresc. Și eu vreau să mănânc. Și mai rar așa. Și eu vreau să adorm la ora de. Bă, dar nu merge. Și atunci. Exercițiul ăsta al evoluției spirituale pleacă de la orice. Orice. Orice faceți voi în emoție spirituală. De la trezit, de la îmbrăcăminte, de la a, de la a, de la a, de la a. Bineînțeles și cum e pe aceeași idee. A disciplina pe credincios.
Să știți că disciplina vine din a face ceea ce ți-e greu să faci. Mie îmi place de doamnele care zic, e post, părinte, nu mă culc cu soțul meu. Dar e liber. Da, e vreun preot care să le dea caroan tu de trei ori pe zi? În post. Eu așa le-aș face. Deci n-am nici cea mai mică problemă. De ce? Haideți să vă spun ceva. Și trebuie să vă fie foarte clar și o să fie, o să să fie foarte clar și preoților. Mă, n-am zis-o eu. A zis-o Hristosul. Nu omul este făcut pentru lege, ci legea pentru om. Deci legea este făcută ca să îndrepte omul. Că dacă e fricită, degeaba îți dau postul de trupesc. Ce bine. Nu trebuie să-mi îndeplinesc în datorile conjugale că sunt în post. M-am zis că mi-a făcut o cucoană așa de m-am trezit cu bărbatul. Domnule doctor, ce fel de curs faceți dumneavoastră de învățați doamnele să nu mai facă sex în aia 21 de zile, că sunt în purificări? Să zic nu! Înțelegeți? S-a dus acasă și a zis lui bărbatul că i-am zis eu că e 21 de zile de purificare și că n-are voie să facă sex. Să mă ia de urâi, bărbatul. Credeți că asta e important? Credeți că e important voi și nu s-a înțeles că ceea ce este important este evoluția spirituală a omului. Păi dacă ăla este, cum să spun eu, ea e frigidă, el este, cum să spun eu, mai știu eu ce, le dau postul ăsta, credeți că îi ajută cu ceva? Ei trebuie să-și rezolve problemele legate de sexualitate. Deci, mai departe, voi aveți impresia că este ce este mai important? Măi, nu se înțeleg tocmai pildele creștine. Ce a zis Hristos? Apropo de pilda fariseului și vameșului. Ce e mai important? Să fii ca vameșul sau măcar ca fariseu acolo? Să ai credința în tine. Bă, decât un drept care judecă pe toți și care îi condamnă pe toți și toți sunt proști și toate scurbe. Nu mai bine, mă, unul smerit așa, băi, vede de treaba lui. Cizmarul era mai mare decât Antonie. Nu judecă pe nimeni. Da, dar ai voie. Nu ai voie. Nu știi. Noi nu vedem. Eu văd un om aici, 20 de minute sau o oră. Eu nu știu de unde vine, nu știu unde se duce. Pot să-i spun cel mult niște valori pe care le am eu acum, la moment. Dar nu pot să-i judec viața. Ce a făcut? De ce? Cum? Pentru ce? Nu mă interesează. Nu pot. Nu am căderea necesară. Nu sunt Dumnezeu. Și erijarea în Dumnezeu este una dintre cele mai mari pericole, una dintre cele mai mari pericole în evoluția spirituală. Când ai impresia că știi și le știi pe toate. Și nu e așa. Și mai există pilda lui Iona. În pilda lui Iona, apropo de relația cu Dumnezeu, că eu sunt unul dintre aia care m-am mai supărat pe Dumnezeu și nu cred că e vreunul care la un moment dat să nu se fie supărat pe Dumnezeu că se simte nedreptățit. Și nu s-a rugat să ia paharul, dar... Nu, problema e asta. Dumnezeu judecă totul prin prisma binelui tuturor. Mă gândesc că binele meu personal ar fi fost să fiu acum în Hawaii, cu paie în gură, sub un palmier, nu? Să mă uit așa la vală. E, nu sunt. Tu ești, nu ești. De ce? Păi de aia. Pentru că binele pe care îl urmărește Dumnezeu este binele tuturor. Binele tuturor, evident că presupune câteodată sacrificarea binelui altuilor. Și asta va trebui să învățați. Asta se numește capacitate de jertfă. Vreți, nu vreți, va trebui să învățați inclusiv capacitatea de jertfă. De ce? Păi, pentru că Dumnezeu are cea mai mare capacitate de jertfă. Și a demonstrat-o prin? Hristos. Prin Hristos. De ce spun treaba asta? Pentru că pe undeva l-a jertfit pe Iona în pilda aia. Da? Când îi spune lui Iona, du-te și tu în alea două orașe că... Să duce Iona și spune, ăia țin post negru trei zile, nu se întâmplă nimic. Și atunci s-a supărat Iona pe Dumnezeu, că de ce? Dar tot s-a împlinit. M-a amânat doar. Deci i s-a dat o șansă. E altă problemă. I s-a dat o șansă pe care ei n-au luat-o. Dar problema se pune relativ la Iona, faptul că el n-a înțeles la acel moment că cel mai important lucru sunt oamenii, nu că ce a vorbit din Iona. Ego-ul lui. Cum adică? Să zic ăștia că sunt proroc mincinos. Ego-ul. Până și prorocii au avut ego-ul lor.
Deci dacă o să studiați Biblia din perspectivă psihologică, o să vezi că au avut ego-ul lor, au avut emoții, au avut căderi, au avut îndoieri, au avut de toate. Sunt umani, toți. Eram student și aveam ore de psihologie și m-am dat să am de psihologie, ne-am zis și eu mi-am pus următoarea întrebare. Doamne, cum se face că 12 oameni care au caractere total diferite, mor pentru ceea ce da? Cum puteți să răspund la întrebarea asta? Și atunci am venit cu un fel. Să răspundă. Mă rog, n-are importanță. Pentru voi, dacă studiați caracterele tuturor apostolilor, să vezi că fiecare era altfel. Deci că sunt zodiile. Și cred că sunt zodiile, până la urmă. Și apoi și al 13-lea apostol. Mă rog. Ideea este că fiecare reprezintă o formă de evoluție pentru tipologia umană. Ok? Revenim. Vedeți că avem tentația ca în ceea ce înseamnă credința să intrăm în scheme. Și schemele astea sunt. Să știți că postul este o schemă. Și o schemă foarte periculoasă. Ținuta. E o schemă. De ce e periculoasă? Pentru că câteodată ai senzația că dacă ai făcut un lucru, gata, ai făcut ceea ce trebuia. Adică, genul, ții post, 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 ajungi de Crăciun, am terminat postul. Și de fapt, tu n-ai realizat nimic. În afară faptului că ți-ai chinuit porcul pe frigul ăsta să nu mănânci carne și ai murit de frig, evident. Mie îmi place că noi mâncăm carne vara, când nu e post. Da? Când e primăvară și e iarnă, când e frig, nu mâncăm carne. Asta e o înțelepciune imensă. Dar mă rog, eu privesc lucrurile și ca doctor. Nu pot altfel. Ei. Astea se numesc scheme. Că mi-am făcut aia, că mi-am făcut aia, că mi-am făcut aia, că mi-am făcut aia. Și aici intervine ce spune Mântuitorul. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu. Măi, voia Tatălui meu poate să fie orice. Orice. Pentru că tu poate că trebuie să te căsătorești, tu poate că trebuie să fii călugăr, tu poate că trebuie să fii, eu știu, celibatar, tu poate că trebuie să fii în alt fel. Fiecare are menirea lui dintr-o anumită perspectivă. Și atunci, ceea ce trebuie să urmărească fiecare este tocmai voința divină. Să facă voia lui Dumnezeu. O să mă întrebați, bine, bine, și cum știu eu care e voia lui Dumnezeu? Și am dat exemplu. Mă, că nu prea știam, nu știam să măsor, nu știam aia, nu știam aia. Și aveam o idee în cap, da? Mă duceam foarte frumos și mă rupineam la Sfinț. Și dacă ideea e proastă și trece așa pe la mai multe moaște, se că dispare. Nu vorbesc de mai târziu măsurători, de la Sfinghii, Vingeri, Păstori și nu știu ce. Are sus pe fiind. Dar dacă eu îmi propun în sinele meu să fac voia lui Dumnezeu, voi ajunge să fac. Nu toate schemele sunt rele. A, nu, sunt unele care foarte bune, dar sunt bune peste 20 de ani. Postul la cum să ții cu rugăciunea, nu înseamnă abține la mâncare. Postul înseamnă abține la orice care am obligat să atașeze de lucru. Dar abține la orice atașament. Mie mi se pare greșit tocmai chestia asta că trebuie să fac niște lucruri în post. Deci, pentru, de ce? Pentru că înfrânarea, dacă nu este făcută din zi de zi, e ca și cum aș ține un câine în lanț 12 ore și după aia mă întreb de ce aleargă. După ce îi dau drumul. Dar te ajută. E un pregor să formează conștient colectiv. În timpul postului, o mulțime de oameni țin post și atunci mi-e ușor. Scap de fumat, de exemplu. Nu. Adică, din contru, dacă sunt foarte mulți care se abțin de la fumat, ce o să se întâmple? Tot aia o să duc pe cei care fumează și eu să fumeze și mai mult să nu pot. După aia, dacă sunt o grămadă de care fac, nu fac sex, nu fac sex și sunt niște frustrați sexuali din cauza asta, aia ce o să fac? O să duc la exacerbare și o să bubuie pe altă parte. Și o să se aparte altă. Nu cred că asta este
cum să vă zic eu, apropo de frânare. Da, sunt absolut de acord că trebuie făcută lucrurile când trebuie, cum trebuie. Dar nu cred că asta este soluția. Că numai în anumite momente. Pentru că există posibilitatea ca în anul... Păi, scuzați-mă, dacă toată lumea ține post în perioadele de Crăciun și de Paști și n-ar mai face sex, înseamnă că ai avea niște luni în care nu se nasc copii. Corect? Extrapolând. Păi, să fim serioși. Dacă nimeni nu se culcă în sex, înseamnă că lunile alea, peste 9 luni, nu se mai naște nimeni în perioada aia. Tot 40 de zile. Da. Cronie divină. Au fost două săptămâni și sunt două săptămâni în care ea sunt decalată. A, știi că au fost. Bine, sunt și catolici, așa că mai compensat. Deci nu merge, nu merge. Eu am fost postul, de exemplu, nu cade în același anul. Așa, tu se nasc oricum. Da, dar nu este că arată foarte mult. Nu, dar știu că cine a făcut să ducă 7 luni sau 9 luni. La termen. Băi, dar dacă, știi cum? Dacă ai așa o pauză, asta oricum știi că sunt ca la bombe. Deci dacă... Păi tu mai vrei. Dacă acum este 14 august, da? O să fie de la 1. Bun. Hai să vorbim un pic despre atașamente. Pentru că știți, mie creștinismul, când am început eu să-l citesc, mi s-a părut crud. Știți, în momentul în care spune Mântuitorul, cine iubește pe tatăl și pe mama sa, pe fiul și pe fiica sa, pe soțul și pe soată sa, mă rog, nu este vrednic de mine. Și mi s-a părut umanic să nu iubesc pe mamă. Mă rog, la vremea aia eram copil. Vreau să vă spun ceva. Principiul este foarte simplu. Ce înseamnă iubirea? Proiecție. Bun? Iubirea este o proiecție a noastră. Ce înseamnă proiecție? Suflet. Deci noi proiectăm sufletul nostru către ceva sau către cineva. Bun. În momentul în care eu proiectez sufletul meu către cineva, că e părinte, că e fată, că e femeie, că e... Ce se întâmplă? Nu, mă conectez acolo. Deci dacă eu mă conectez la cineva pe pământ, unde voi fi? Pe pământ. Pe pământ. Dar dacă iubirea mea este îndreptată către Hristos, ca spui, nu, că te iubesc, te iubesc, nu. Dar dacă iubirea mea este proiectată către Dumnezeu, eu prin Hristos, nu mă gândesc acum la Hrist pe care vreau să-l iau în brațe sau să-i pup picioare. Nu, mă gândesc la el ca la adevăr, ca la cunoaștere, ca la pace, ca la iubire, ca la lumină, ca la ce vreți voi. Da? Nu mă gândesc la el ca, eu știu, nenea Hristos pe care trebuie să mă țin în brațe. Ei, în momentul ăla ce fac? Proiectez iubirea mea către Hristos, deci o proiectez către Dumnezeu. Deci ce, unde vă va trage această iubire? În cer. De asta se spune că nu este vrednică. Nu e vorba că nu e vrednică. Nu poți să ajungi acolo. Deci atâta timp cât iubești persoane, locuri, lucruri care sunt pe pământ, vei fi pe pământ. O ce nu de vorbă. Mumie. O facem acum pomana pământului. Deci problema este de locul sau unde mi se îndreaptă sufletul meu. Poți să iubești divin, corect, dar asta nu înseamnă tot nu mă duce la Dumnezeu. Pentru că dacă aș iubi un om care ar fi perfect, da, aia mă duce la Dumnezeu. Dar cum oamenii sunt imperfecți, iubirea față de un om nu mă poate duce la Dumnezeu. Dacă vezi pe Hristos în omul acela. Dacă îl văd pe Hristos în omul acela, înseamnă că îl văd pe Hristos în orice om și atunci înseamnă că îmi văd omul. Aici este strict țintită. Tată, mamă, iubită, soț, soție, fiu, fiică. Deci aici se referă strict la atașamente și la iubiri umane, pământești. Nu neapărat cu niciodată, că nu iubim că e mama. Sunt astea care nu-și iubesc mamele sau tații sau mă știu ce. Aici se pune problema strict de iubire umană. Da? Deci,
Ideea este, eu nu vă zic acum și ce nu vă mai iubiți copiii și iubiți-i pe Hristos. Nu, că nu se poate. Și e absurd și prost și greșit. Dar trebuie să vă gândiți că atenția pe care să o acordați voi cunoașterii adevărului lui Dumnezeu. Cum să spun, când vorbesc de Dumnezeu, nu mă refer, repet, nu mă refer la bătrânelul cu soia. Adevărul în general. Pentru că adevărul ăsta înseamnă și fizică, și chimie, și toate astea la un loc. Da? Atenția pe care o să acordați voi adevărului ăsta, ultim, vă va atrage către adevărul ultim. Eu nu zic să vă neglijați soții, soțiile, copiii, mă rog, amanți, amantele, fiecare cu ce are. Eu vă zic doar să îndreptați din iubirea asta, din ce în ce mai mult, către adevăr, către cunoaștere. Și în momentul respectiv veți fi răspătiți. Să nu crezi că e ușor. Știți că e paradoxal. Mă uitam. Toată lumea se plânge. Da? Când cineva iese din Sfânta Taina familiei, e așa, un fel de parie. Dom'le, ce sunt mai mulți? Oameni care caută cunoaștere sau familiști? Familiști. Asta înseamnă că ai care a celor mulți, îmi pare rău. În România nu. Sunt mai puțin familie. Dar eu nu rog mă refer la faptul că sunt bulari și și-o trag unii cu alții. Eu mă refer la cunoaștere, la îndreptarea către divinitate. Ce bine, deci noi să fim totul. Cunoașterea este pe numărul 1 pe planetă. Nu. Nu e numărul 1 pe planetă, dar sunt problemele altor oameni. Și vreau să vă spun ceva. Din perspectiva cunoașterii, vreți, nu vreți, mai trebuie să intrați la un moment dat în taina Sfânta Căsătoriei ca să înțelegeți cum e, cum funcționează malaxorul la numit căsnicie. Orice relație, orice căsnicie, e cazul să intrați să vedeți despre ce este vorba. Pentru că e o cunoaștere care vă face să evoluați din punct de vedere spiritual. Și pe ăla cel mai grea. Cel mai grea că cunona este cunonat ca și de ce ultima treaptă că tu să către călugări sau ești căsătorit, e aceeași taină. Identică. Nici o diferență. Dacă ăla e căsătorit în Duh, da. Și nu țipă nimeni la el. Și nu îi zice nimeni de ce și-a lăsat celălalt pe dos. De ce nu... E cam țipă. E țipă? Spate și geamuri, și te răiește. Hai, altceva, să fim serioși și exterior. Nu te atacă. Deci când ai o problemă care vine de, din exterior, bă, e altceva. Domnule, dacă te doare și te legăi dinăuntru, aia e mai gros. Părinte, dar mie place asta, cu vai vouă celor care pe umerii oamenilor cu o veste pe care nici voi nu le puteți duce. Nici... Ce înseamnă cu ceva în ziua de azi? Da, dar nici Hristos nu ne-a dus. A căzut de trei ori. De trei ori și a venit și l-a ajutat, nu ne-a dus. Da, nu se referă la cruce. Aici se referă la legile lui Moise. Da. Se referea nici măcar la Moise, că Moise a venit și a dat 10 legi și când a venit Hristos aveau 600. Da, așa, înțelegeți? Da. Astea sunt poverile. Și îmi pare rău, dar voi nu știți Spidalionul. Dacă vedeți Spidalionul, vă lăsați de creștinism și ziceți clar că n-am nicio șansă de mântuire. Slavă Domnului că nu e adevărată. Deci asta vă pot spune. Nu este adevărat. De ce? Pentru că tot Spidalionul e șters de un singur cuvânt al lui Hristos. Știți care e ăla? Corect. Dar zice el la un moment dat. Ce mărturisește pe mine, voi mărturisi și eu în fața tatălui meu, asta e unul. Și mai... Mă rog, ideea este în felul următor. Puteți să citiți legile. Deci că, știți, oamenii au un talent să dea noi legi. Pe care oricum nu le respectă. Și atunci, de la legile apostolilor, de la legile lui Moise, au plecat de a ajuns atâta ei. Cu legi. Sunt orientative. Sunt date canoane orientative. Păi da, ca potin, dacă nu e canon, odată te linșează. Dar vrea să-l chinui. Dar vrea să-l chinui. O să înființăm un stabiliment de chinuit ca potin. Spune-mi ce concretă, real. Sunt unii oameni care vor să se chinuie, că așa e singurul mod în care ei se liberează.
El, Hristos spune în felul următor, o singură lege vă dau vouă, și asta zis-o la masa, în Joia cea Mare, nu? Da. O singură lege vă dau vouă, ușorul, da. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu pe voi. Și asta e cea mai importantă lege. Ce înseamnă a iubi pe cealaltă? Înseamnă a iubi, într-adevăr, chipul lui Dumnezeu din celălalt om. A face diferența între om și răul din el. Eu, la un moment dat, mă rog, aveam o discuție cu cineva și mă întreba cum pot să, să mă port eu frumos cu anumite persoane care sunt îngrozitori de rele. Am avut niște misiuni personale cu niște persoane care, dacă le vedeați la nivel astral, vă lua cu fiori. Aia a fost lecția iubirii mele. Știți care a fost cea mai dură lecție a mea? Una dintre cele mai dure date de Părintele Agatu? La un moment dat a venit la Părintele Agatu un tip. Tipul ăsta era cu două fete. Fetele erau foarte frumoase. El avea vreo 60 de ani. Și vreau să vă spun că era atât de încărcat negativ încât până atunci nu văzusem așa ceva. Nepoatele lui. Nu, el. Nu erau nepoatele lui. Nepoatele lui. De alea. Cu preț. Și eu pe vremea aia aveam ochii deschiși și când l-am văzut, m-am întors și am fugit. Era foarte puternic pe vremea aia. Și m-a chemat înapoi. Și în timp ce eu vedeam ce era în omul ăla, Părintele l-a luat, l-a mâniat pe obraz și l-a luat. Și eu am rămas așa. Și mă gândeam, oare eu o să pot vreodată să fac treaba asta? Să mă apropii de cineva care e atât de încărcat negativ? A fost îngrozitor de greu. Dar este o școală. Și anume să nu mai judeci omul din fața ta pentru ceea ce a făcut. Să-i dai iubire, aia să nu știi bine, mă încredeși și o să-ți spun de tot restul vieții mele, că putea să ia în viață, în brațe, pe cel mai păcătos om. Fără să fie teamă că se va mândri, fără să fie teamă că poate face rău, și prin asta curăța pe oamenii care veneau la ea. În asta să începe. Bă, vii cu oamenii ăsta, avea doi cai frumoși. Dar, că se minte și cai. Și vreau să vă spun că părintele nu i-a zis nimic. Am înviat. N-o să uit cât e rău. Dar nu făcea întotdeauna. Știu. Nu făcea întotdeauna. Pe cine trebuia să cer, probabil, pe tine. Da? Dar nu primea. Depinde. Depinde de fondul omului, cred. Depinde foarte mult. Poate că era un păcătos, dar înăuntru era chiar nicio spate. Că vreau să vină, dar înăuntru lor n-aveau nimic. Nu știu. Dar eu spun ce am văzut eu. Și am stat ceva timp acolo. Știu că nu primea. Știu că dădea afară. Știu că spunea. Și cum i-am dat afară? Era foarte curat, Dragoș, și asta e. Că dacă nu ești descurtimit, nu poți să primi pe cineva, practic, să... Adică, doctorul e vire din întâi pe tine însuți. El a trecut de chestia asta și nu mai avea cum să mai acoperă de acolo. Și cu asta primesc pe ușor. Da. Din perspectiva asta iubirii, eu sunt de acord cu Sfântul Augustin. Iubește și pe ce vrei. Bun. Ideea este că în momentul în care iubești, înseamnă că ești în iubire. Dacă ești în iubire, înseamnă că ești în Dumnezeu. Dacă ești în Dumnezeu, nu poți să faci nimic greșit. Deci, eu încă nu am curaj să scriu tot ceea ce știu, cred, simt, văd, pot. Da, poate că o să-mi dea drumul, Doamne, la un moment dat să scriu. Bine, acum oricum, biserica o am pe aici, pe undeva. Deci nu mai are nicio importanță. Ideea este, noi avem foarte multe lucruri greșite în mână. Foarte mult. Legat de orice. Problema este că nu știu cum pot fi schimbat. Deci problema este că nu știu cum știi. Orice sistem este mai bun decât niciun. Și atunci, noi suntem exact ca și mai mulți, știți? Știți?
pilda maimuțelor. E o pildă foarte drăguță cu maimuțele, o să le spun eu. Maimuțele care păstrau reacția unor maimuțe care au fost udate când i s-a dat banane sau ce i s-a dat. Și atunci au început să băteau între ele, când mă apărau. Nu știu, nici nu știam ce. Cum așa suntem noi. Pentru că nimeni n-a avut curajul să reanalizeze lucrurile și să le pună pe un alt tipar. Eu înțeleg. Eu nu pot să iau de bună tot ce spune cineva. Asta e fondul meu. Eu sunt pe principiu să verific tot. Eu sunt pe principiu să verific inclusiv lucrurile în care cred. Să găsesc ca procurori, ca și avocații, ca și judecători. Deci eu sunt pe principiu că trebuie să verific inclusiv credința. Și așa ar trebui să fie voi. Pentru că asta vă face să evoluați, să crești. De biserica suntem noi toți, da? Și biserica se va schimba când ne va schimba noi, în primul rând, interior. Atunci și ca și conducătorii politici. Îi avem că îi mărităm. Așa suntem noi. Ne schimbăm, automat vor veni alți păstori. Pe măsura în care noi ne schimbăm. Știu. La un moment dat spunea Părintele Arsenie Voga să ne rugăm să se nască păstori pentru neamul ăsta. Dar asta ține un pic și de noi. Adică, știi ce frumos este să fii păstorit? Când ești păstorit, n-ai nicio treabă. Problema este când începi să ai grijă de alții. Și vreau să vă spun, sunteți mulți dintre voi care ați avea puterea să aveți grijă de alții și să-i învățați și nu o faceți pentru că e mai ușor să stați oi. E mult mai ușor. Să mergi la pasă. Păi și eu cât trăia Părintele Arcadu, bă, dar o să vină vremea... Ascultați la băiat aici. Eu plecam de mult, dar nu mă lasă aici. Bă, dar la un moment dat toți, știți cum? Când o să scap, o să scap ca și câinele din lanț. Din țara asta, credeți-mă. Mm. Ei, și atunci, să vă văd cu voi ăștia mari. Pentru că voi o să trească să duceți. Și o să trească să faceți. Și atunci o să treceți prin tot ce vă spun eu. Aveam o maestră. Și spuneam, învață-mă la destezie. Iubire, trezirea inimii iluminate. Bun. Îi se trezește inima iluminată și se îndrăgostește. Intră în relație cu Domnul. Evident, avea voie, evident, era misiune personală. Domnul, divorțat, nevasta, magie neagră. Și zici, și zici, dar ți-am zis să înveți. Acum ia și învață cu geam. Și să nu credeți că e vreo vârstă la care nu se mai poate întâmpla să ți se aprindă călcâiele. Știți cum să zice? Să te ferească Dumnezeu de dragostea din tâia bărbatului și de dragostea ultima femeie. Așa că oricum trebuie să treceți printr-o dragoste ultimă. Ei, și atunci, nu știu cum vă rânde Dumnezeu. Puneți mâna și învățați. Tot ceea ce nu învățați, din punct de vedere spiritual, voi cei care nu sunt de la tinere speranțe care se află la prima, voi cei care și nu ați integrat ceea ce ați învățat, o să vedeți că există un moment în care tot ce vă spune împotriva ta, e exact ca, mă, exact ca facultatea. La facultate, ai reușit la cursul de, mă, și nu știu cum, mă, stea din urmaia aia, mă. Nu scade și ție de unde ai fost. Scade de unde n-ai fost. Și mai ales la practică, aia mă omoară. De ce? E o lecție. Poate, poate înveți. Poate, poate înveți că nu trebuie să lași nimic ne. Citi. Bă, măcar cite acolo să... Dar arunci un ochi. Așa e și în lumea spirituală. Tot ceea ce nu învățați, la un moment dat, se va răzbuna pe voi. De ce? Pentru că aia reprezintă ce? Slăbiciunea voastră. Și unde o să vă lovească? În tărie? Știți cum e în brici? Să lovești, bine, acolo e să lovești în tarele mortului. Dar e altă conotație acolo. Dar voi când o să o furați, o să furați acolo unde nu știți. În slăbiciunile voastre. Și nu o să fie nimeni vinovat. Și o să ziceți, bă, avea dreptate, am zis, bă, să fiu sănătos decât ormizat, că am avut dreptate. Vreau altceva de dreptatea asta. Bă, e clar?
Așa că, luați-vă, știți că mai vă vin în minte așa gânduri să veniți să vă inițiați? Mai întâi măsurați și voi, să apuneți statul, că voi n-ați învățat. Să măsurați cât ați întregat din fiecare sistem pe care l-ați parcurs. Cât ați întregat? Dom'le, când ajungeți la Reiki, la 80, la 90, la Karuna, la 80, puteți să faceți orice mai mult. Dar cât aveți, 30, 40, sunteți jalnici. Evident că profesoara mea de comunicare mă ceartă că zic așa ceva. Și am zis, da, zic, eu fac asta după vreo 8 ani după ce m-am chinuit cu ei. A, e justificat. Și ăsta e alfabetul. Deci, trebuie să gândiți-vă că asta trebuie să vă ajute la, să vă ducă la relaționarea cu Dumnezeu. Trebuie să vă aducă la nivelul la care puteți să împliniți misiuni personale. E ce trebuie, ce trebuie, ce trebuie. Și voi n-aveți nici măcar instrumentele să... Și mai avem. Măi creștinilor, că eu întâlnesc treaba asta în poporul acesta. Știi? Pe antidepresia. Este o înțelegere. În momentul în care a spus și vă spun de ce, pentru că o întâlnesc aproape zilnic din la mine la cabinet, voști creștini, călugări ce au fost ei cu valori bunicele, dar care sunt într-o depresie cruntă. Oamenilor, când a spus Hristos, fericiți cei ce plâng, că cei se vor bucura, nu s-a gândit că voi trebuie să fiți plângăcios în toată viața asta, ca să vă bucurați după. Și că trebuie eventual să vă autoflagelați, ca să fiți fericiți ca lumea elală. S-a referit la faptul că fiecare energie atrage la un moment dat cealaltă energie. Că în lumea asta trăim într-un univers bipolar. Vrei bucurie, automat să apare și băleaua. E firesc să fie. În momentul în care o să le înțelegeți treaba asta, o să știți foarte clar. Dom'le, a venit o belea. Perfect. Înseamnă că vine ceva minunat peste mine. Vorbesc foarte serios. Noi nu vedem decât belele. Nu. Vreau să vă spun. Și asta vă spun. Mie mi-e teamă de momentele liniștite ale vieții mele. Știți, să m-a luat cineva departe astăzi și a început să-mi spună, ești bine? Nu ai probleme. Ești fericit? Nu. Și nu ție? Nu. Pentru că eu știu următorul lucru. Mă, orice perioadă nasoală, nașpa, este premergătoarea unei perioade liniștite. Mie mi-e teamă de momentele ca de când ai un an, doi liniștiți, de deja mă ia cu jale. Mă gândesc oare ce mai urmează? Eu știu că lumea asta așa funcționează. Dar dacă am avut bubuieri, mă mai... Până la urmă, asta e. Dacă, auzi, când cazi în fund, mai jos n-ai unde să te duci. A, când te dezechilibrezi așa, a, parcă mai e cum mai. Dar când te-ai așezat deja pe fund, te-ai liniștit, pentru că mai jos nu poți să te duci. Și de asta lăsăm. Nu vă mai fie frică de momentele. Îi văd pe oameni cum fug de aia, de aia, că le e teamă, de atacul. Nu mai fie, mă, teamă. Mai presus de tot. Știți? E spus la un moment dat foarte drăguț de Eliphaz Levi. Asta e. Popa catolic, care i-a fost excomunicat, evident, că ăștia mizerați. Și ăsta a spus așa. Zice, să faci fapte bune și să nu-ți fie frică de nimic. Asta este arta de a-l învățui pe demon. Bă, să-l învățui. Nu că... Ai încheiat-o. Depresia are un duc, depresia, nu e adică. Depresia nu are niciun duc, are o prostie. Ce are? Prostie. Deci este ignoranța, faptul că oamenii nu se pot să fie fericiți și că e o chestie de alegere. Eu aleg să fiu nefericit. Sau eu aleg să fiu fericit. Eu pot să aleg să fiu fericit, la revedere, pot să fiu fericit în orice condiție. Deci am cunoscut oameni fericiți fără niciun picior. Deci fără picioare. Și am cunoscut oameni care aveau trupuri de atleti și erau nefericiți. Mă scuză-mă, e o chestie de... Și de asta. Deci problema nu este de exterior. Am văzut oameni fericiți care erau ori. Am văzut oameni fericiți. Deci în toate... Poate model. Și
Și atunci fericirea nu ține de ceva anume, nu e o condiționă de ceva. Problema este fericirea în stare interioară, pe care o atingi și pe care o pierzi. O pierzi de ce? Pentru că de multe ori îți dorești lucruri pe care nu le ai. Ce faci cu ecranul cu iubi? Vor să-i pască la întotdeauna. Ea își trimite la Dumnezeu. Nu se iubească pe Dumnezeu. Dice, eu dau un exemplu. La un moment dat, era un post al tăcinului și o persoană la mine și zice, băi, zice, am avut un vis foarte ciudat. Și zice, stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Și zice, mie mi-a zis, tu ține o blândețe, zice, și lui Dragoș îi dau o înțelepciune. Zice, dar ce înseamnă asta? Și zic, înseamnă că tu ești cam proastă și ești cam aspru și ești cam prost. Nu? Dacă mie mi-a dat înțelepciune, înseamnă că prost eram eu, nu? Și dacă tipul respectiv i-a dat blândețe, înseamnă că era cam aspru. Așa că, scuzați-mă, Dumnezeu poate să vă dea orice. Asta nu înțelegeți voi. Dumnezeu poate să vă dea inclusiv iubirea. Iubirea este o energie, iubirea este un dar divin, iubirea este, fericirea este un dar divin. Știți de ce nu suntem fericiți? Și ne îngăduie Dumnezeu să nu fim fericiți. Dom'le, dacă ați fi fericiți, nu mai face nimic. Este atât de plină de tot, încât în momentul în care atingi fericirea, ați văzut vreodată oameni de ăștia? Culmea este, știți ce-i drăguț? Că un om ca ăsta este privit ca defect. În timp de tot ce e de privit, sunt o dotiți normal. Nu! El este normal. Deci, vreau să spun ceva. Veneam de la Cernica și era un călugăr. Mă, un călugăr drăguț și bătrân. Drăguț, bătrân, frumușel, așa. Și vedea așa. Și privea lumea cu uimire. Spre deosebire de părintele la capul, care era mai astru ca fon. Și se urcă în mașină. Și se ridică o doamnă și îi dă loc. Și se uita pe geam și... Și îmi dă seama că era plin de fericire. Omul ăla ajungește la fericire. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Aia era fericirea. Aia este imaginea fericirii. Omul ăla nu putea să nu întoarcă nimic din fericirea lui. Pentru că el atinsese fericirea. Problema este, știți, noi condiționăm. Păi cum pot să fiu mă fericit? Mi-a plăcut o fază. Se lua de parte de Mircea Badea, că, sau nu știu de... A, Mircea Badea se lua de Ponta, că Ponta râdea. Și ce acum poate să fie fericit? Dar de ce să nu fie? Ce treabă mea cu fericirea prima? Fiecare poate să fie fericit în felul lui. Nu trebuie să... Cum să zic eu? Dacă tu ești nefericit, frustrat, supărat, nu înseamnă că trebuie să fie toți. Dar e clar că pe un nefericit, un frustrat și un complexat îl deranjează fericirea, bucuria și împlinirea altuia. Îl disperă. Și ar trebui să facă orice să-l dărâme. Nu e mai depresiv decât alții. Ai trecut granița, ai vezi pe ea zâmbind tot. Le-a trebuit biserică. La Nottingham avea o cărciumă într-o biserică. Cărciumă. Deci avea o cărciumă. Mie nu mi-a zis să cred. Bun. Ideea este felul următor. Motivul pentru care noi suntem nefericiți este că noi am propovăduit nefericirea. Preoții au propovăduit nefericirea. Și asta este din cauza fericiți cei ce plângă. Și nouă ne e teamă să fim fericiți ca nu cumva să plângem pe partea cealaltă. Noi avem impresia că dacă suntem nefericiți acum, automat partea cealaltă o să fie lapte și miere. Nu. Nu vă faceți iluzii. Starea voastră de spirit pe care o aveți acum o să aveți și în partea cealaltă. Eu nu mă refer la fericirea că pe manele și pe dansa pe mese. Eu mă refer la starea de fericire, la fericire spirituală pe care vă doresc să o ating. Deci, eu zic, căutați mai întâi fericirea. De ce? Acceptarea o să o înțelegeți mai greu. Să fii fericit, cum îți spun eu,
Știți, la mine vin pacienți care sunt depresivi. Eu îi învăț prima oară, îi trimit. Dom'le, fă orice îți face plăcere. Oricum pe el nu-l face nimic fericit. Și atunci, ce-ți face să facă? Sex. Părinte, îmi pare rău. Da? Așa fac. Ce? Dar sunt doctor. Așa. Deci dacă ce-ți place? Să fumezi. Fumează, frate. Ce-ți place? Să bei cafea. Bea. Ce vrei? Cola. Bea cola. Și rămân blocați. Dar de ce? Păi asta este, îmi pare rău, dar tata Freud și a avut dreptate, este că ceea ce ne ține pe pământ este principiul plăcerii. Că asta guvernează noi. Până ajungem noi la fericirea spirituală, la care să rămânem în extaz în fața cerului, mai va. Până atunci trebuie să ne ținem pe pământ. Și plăcerea, că plăcerea asta poate să fie orice, nu? Poate să fie un shopping terapie, doamnelor? Da. Poate să fie să vă duceți să vă faceți un iuțele și părul? Poate să fie să faceți un masaj? Poate. Și atunci, fericirea sau plăcerea asta, deci, cum să zic eu, fericirea are mai multe grade. Are, e fericirea divină, extazul divin, după aia este fericirea umană și după aia este plăcerea fizică. Și plăcerea brută, mă rog. Bă, fiecare începe de la nivelul lui. Și e firesc ca fiecare să înceapă de la nivelul lui. Și nu poți să schimbi treaba asta. Fiecare om e pe treapta lui. Evident că degeaba îl iau pe... Dacă iau pe nenea de la manivelă și îi spun despre fericirea divină, crezi că înțelege ceva pe el. Fericirea este să beau bere cu băieții, să duc acasă, să-mi fac un copil. Dar întârzi evoluția. Așa te rog. Rugăciunea este instant. Spune ce creează tot. Tu îi fericit rugându-te. Timpul rugăciunii se curăță tot. Nu știi să te rogi. Rugă-te mecanic. Apare și rugăciunea din inimă. Corect. Dar pe mine mă interesează, dar se întâmplă în motorul fără. Dacă iau un om și îl transpun dintr-un loc în altul, prea rapid, îi rămân structurile în urmă. Și atunci se dezvoltă partea superioară, e în contradicție cu partea inferioară. Și atunci trebuie să-l întorci înapoi ca să-l unești. Adică, dintr-o anumită perspectivă, abstinența făcută greșit produce un schismă la nivel psihic, care, pe care mai târziu trebuie să faci pe ăla să întoarcă să stai pe care ai uitat sexul pe drum. Și du-te și unește și descoperă extazul după. Părinte, eu mi-am terminat să Părinte la Hristos. Și aici este ideea. Că am pornit la un lucru și ne-am dus să întoarcem tot acolo. E o singură pildă care le cam cumulează pe toate. E vorba de doi pusnici. Vedeți, noastră, în perioada de aur a creștinismului, nu existau dogme, învățături, credințe. Oamenii se rugau din inimă. Și pentru o singură literă, cred că au fost sute de mii de morți. O singură literă din istoria României. Problema credinței, vedeți, îngerii s-au măcelit între ei, îngeri, vă spun aproape. Și acum se mai ceartă îngerii pentru învățăturile contrare ale oamenilor. Sunt biserici, sunt îngeri de care sunt episcopi, care se ceartă între ei. Îngerii care sunt aici, stăpânii și domniile date de Dumnezeu, fiindcă sunt ierarhii, cum sunt în cer, sunt și pe pământ. Și se respectă, nu contează că noi nu credem și nu le recunoaștem. Ele se respectă legea pe îngeri. Și dacă ei se ceartă între ei, se ceartă și îngerii în cer. Pentru orgolii ale oamenilor. Însă, în perioada aceea, pusnicii care nu aveau nici biserică, nici dogme, nici învățături, aveau chilii la distanță de o zi. De ce? Pentru că când... De zi. Da, trebuia să ajungă să se spovedească din alții. Să stea de vorbă și să se întoarcă în aceea da. Să nu rămână noaptea acolo. Să nu rămână. Dar dacă rămâneau, trebuia să se roage împreună. Și la un moment dat vine la un pusnic, unul care era clar văzător și vindecător și venea din oraș, urcau la el mulțimi de oameni. Și acesta când a venit de la celălalt pusnic, el vede că pe umărul drept avea un duh necurat. Și nu-i spune nimic. Îl primește cu dragoste, dar și părinte la argatul. Și îl întreabă. Cum e, părinte? Duci bine cu viața? Sigur! E perfect! E minunat! Merge tot perfect! Nu am nicio suferință. Sunt sănătos.
mi-a dat Dumnezeu putere, har, se vindecă lumea. Toți îmi cer întrebări, soluții și le dau răspunsuri pe loc. Deci nu avea de ce să se plângă, de nimic. Deci tot era perfect. Uite, dar ești mulțumit. Sigur, ești fericit? Sigur, era și fericit. Aici ai spus, era și fericit. Problema e mai interesantă, că pe, la un moment dat îi spune, acum te-ai spovedit, îi dă drumul, îmberează, îți dau și canon. Se apropia postul mare, se împărtășește. Așa cum e normal, se spovedește, se face la începutul postului mare, ca să ai timp, în timpul postului, să ții un canon. Că canon, părinte, te duci în fiecare zi în oraș, în piață și cumperi. Deci te duci în piață să te vadă oamenii și cumperi carne. Și mănânci de dulce. Părinte, vână așa canon, dar mai smintești și pe mine și pe oamenii care vin la mine și cer îndrumare. Smintești pe toți, nu? Părinte, asta e canon, face ascultare. Se duce mâhnit părintele și contrariat. Bineînțeles, în ultima săptămână. Post vine din ala părintele. Se uită în zare, nu mai era necurat. Și părinte, cum ești? Lasă-mi, părinte, ce canon mi-ai dat. Sunt supărat acum, sunt necăjit, mi-am pierit și fericirea, sunt nici îngeri, au plecat lumea, mă duc în piață, am tot cartofii în mine, nu mai vin nici oameni la rugăciune, ispitele au venit, mă chinuie, sunt chinuit, părinte, ce mă fac? Ești pe Dumnezeu cel Bun. Acum, apropo de suferință, suferință și fericire, noi, bineînțeles, și dragul și aceeași coală de la Cernica. Vedeți, noastră, fericirea este o problemă care noi fizic nu putem suporta. Este o energie atât de mare, o putere extraordinară, care ne poate dezmembra fizic. Eu așa vedeți, în perioada mai lungă. Nu cred că mă dezmembrează. Nu, sincer. Poți să nebunești. Fericirea este, asta e puterea. Deci, ai fericirea divină, da. Da, și te poți mântui în starta mea prin ea. Te poți mântui în starta mea. Problema este că noi fizic nu o suportăm. Și atunci avem suferință. Suferința care este mai ușor de suportat. Aici, acum și trebuie să o vedem și ca o școală. Trebuie să o acceptăm. Toate lecțiile și toate greutățile. Nu sunt de acord. De ce nu sunt de acord? Există o chestie care a rezistat milenilor. Școala. Școala. Mă, școala asta din mama e mare, 50 de minute oră, bă, dar are 10 minute de pauză. Tot are 10 minute de pauză. Adică n-ai școală continuă. Ei, eu cred că e corect. Planeta Pământ este o școală. Planeta Pământ, din păcate, este o școală prin suferință. Clar. Adică, știi, stăteam și mă gândeam, la un moment dat mi-era jenă să vorbesc despre fericire pe Pământ în condițiile în care, băi, am văzut oameni suferini. Rău. Nu poți să-i spui lumea, bă, trebuie să fii fericit când ăla îi supurează mațele pe aparte. Înțelegi ce vreau să vă spun? Dar, asta e Planeta Pământ. Perfect. Asta este. Școala prin suferință. Corect. Dar, bă, tot mai avem și noi 10 minute de pauză, mă, părinte. Și să fie și fericite. Dacă nu măcar plăcute. Nu? Da. Sunt de multe ori. Acordat fericit. Ideea este, eu sunt de acord, dar cred că dacă este să vorbim despre Tatăl nostru, dacă este să vorbim despre împărăția celor și dacă este de să vorbim despre facerea voii lui Dumnezeu pe pământ, cred că ține un pic de noi să ne ducem fericirea pe pământ. Adică cred că odată cu coborârea cerului pe pământ, automat se manifestă și fericirea pe pământ. Eu cred că nefericirea este o formă de manifestare care nu este a cerului. Pentru că în momentul în care ar fi cerul, ar fi pace și liniște. Pentru atunci, școala este să aflăm de ce suntem nefericiți, unde greșim și ce avem de făcut, astfel încât să fim fericiți. Dar ai, nu. Deci eu când aud pe asta, băi, nu suportă mai 100 de mii. Sunt mulți care sunt fericiți. Absolut. Deci, o secundă. Doamne, și nu crezi că eu sunt nefericit. Ba, din contră, am tot ce-mi trebuie. Ideea este
să, scoteți-vă chestia asta, să se numește condiția. Oare suportă pământul fericirea asta? Dar, bă, zici că pe pământ o să ai numai fericire, nu mai are loc de la fericire. Băi, frate, știi, am fost în, mi-a fost jenă, am fost la Aleman, da? Și m-am dat cu mașina de curse, da? Și după ce m-am dat cu mașina de curse, am fost invitat la masă, la o familie de francezi acolo. Care au o firmă mare de... Doamna respectivă se întorsese după 3 săptămâni de stat în Senegal, în care în 3 oameni, mi se pare, făceau cu schimbul la 40 ceva de copii de nou născuți. Și mi-a fost jenă. Mi-a fost jenă pentru că noi avem de toate și ne vorba aia pe noi că suntem nefericiți. Și oamenii ăia sunt oameni care n-au ce mânca și mor de foame și duc părinții și lasă copiii acolo de, la, de când îi nasc până la 2 ani și vin ăștia de afară și fac voluntariat. Înseamnă că se învață fericirea. Înțelegi ce vreau să spun? Deci, eu cred că suntem câteodată ipocriți, câteodată nerecunoscători, câteodată egoiști, și nu vedem, de fapt, că alții poate au probleme mai mari decât noi. Suntem atât de cuprinși de problemele noastre, încât nu vedem, de fapt, că pe alții doare poate că mai mult decât pe noi. Că alții stau în frig, că alții stau în ploaie, că alții stau în noroi, că alții stau unde. Și, în realitate, nu suntem fericiți din cauza propriului nostru egoism. Asta e părerea mea. Nu cred că pământul ăsta nu poate să ofere fericire oamenilor. Ba da, eu sunt absolut convins că e loc de foarte multă fericire pe acest pământ. Dar mai știu încă ceva, că ceea ce se întâmplă pe pământ, așa este orchestrat. Eu nu cred că nu e loc de fericire. E loc de fericire. Dar credeți că ați mai învățat ceva dacă ați fi fericiți complet așa? Nu. Pentru că v-am zis, ceea ce ne învață e durerea. De asta este școala pământului. Gândiți-vă că evoluția, nu știu dacă vă dați seama de dimensiunea cerului și de infinitatea luminii, dar gândiți-vă că pe pământ poți să ajungi într-o viață, de la un cer, nu știu, 2, 3, 4, chiar mai jos, până la cer 10. În 70 de ani. Adică, cum să vă zic eu? Este un rol care, îndeplinit pe pământ, îți oferă recunoașterea cerului. Adică îți oferă, cum să vă zic eu, Oscarul cerului, doar pentru un rol. Aveți un rol pe care trebuie să faceți pe și după rolul ăsta puteți să obțineți orice. Atât de importantă e viața pe pământ. Dar noi nu suntem nici măcar conștienți. Eu sunt absolut convins că viața este făcută, sunt întrebat, de ce nebunie asta în România? Așa e îngăduită. De Dumnezeu. E îngăduită special. Știți că e momentul în care ies la suprafață și năpărcile și oamenii de calitate. Și nu se poate altfel. Când o să înțelegeți asta, o să acceptați și o să vă decideți de fapt de ce baricadă vă duceți. Nemulțumirea voastră nu face decât să nu, nu face decât să nu vă situeze nicio tabără. Alegeți-vă în lumea noastră care e grea, îngrozitoare, defectă, îngăduită să fie defectă, și dacă nu mă credeți, verificați, da? Ei, e făcută special pentru voi ca să vă decideți parte. Pământul noi la fel, ce facem cu națiune, că, repet, noi suntem mai nefericiți decât azi, suntem orgolioși, cred că de aici avem și orgoliu, pe care o legătură. Poporul român e individualist, adică ca entități sunt individualiști, nu se ajută între ei ca spirite. Dar nu era înainte așa. Ne, a fost întotdeauna, acum se arată cum era în realitate. Deci înainte aveam lese, înainte aveam lese și atunci, pentru că eram construiești. Acum, știți cum e exact? În închisoare, automat încep să ajute unii pe alții. În libertate, cam așa e lui. Ai ceva să ne spui? Asta este singurul mod de rugăciune și e postul, totuși toată viața e un post. E înfrânată de la tot ceea ce ne trage în jos. Nu doar dietă,
Iar rugăciunea este drumul de pușcă, așa înseamnă disciplină. Disciplina ca și în armată, suntem în armată, suntem măstași. Ai Hristos. Sau oricare crede în noi, că este în lumină. Suntem măstași, suntem în luptă, asta este. Indiferent că vremea să vedem că e pace, că e fericire, cât trăim aici este o luptă care trebuie să ducem cu noi înșine. Și lupta cu noi înșine este o luptă cu orgoliul nostru de fiecare. Orgoliul nostru ne ține departe de semen, ne ține departe de sufletul celui de lângă noi, de aproape de nostru. Între aproape nostru și noi este acest orgoliu. Între noi și Dumnezeu e tot acest orgoliu. Și dacă nu dispare acest orgoliu, nici Dumnezeu Tatăl nu se așează pe tronul ei, în apropo de limba zilei și habatul. Decât să așeze în locul său. Și ca să așeze de slavă Dumnezeu în inima noastră, ca să avem fericire, o luăm treptat cu această disciplină a rugăciunii. Cu orice lucru care ne disciplinează, orice fel de disciplinare ne ajută. Ne ajută fiindcă o să vedeți că orice om care s-a apropiat mult de limitele rațiunii sau limitele umane, savanții, sunt vrân nevrân credincioși. Medici de elită, vrân nevrân credincioși. Orice geniu uman devine credincios. Indiferent că a fost ateu toată viața, s-a renunțat cu Dumnezeu. De ce îl ajută disciplina? Fiindcă metoda științifică face pe om să-i disciplineze spiritul, mintea și atunci devine ca un fel exact să spunem Sfântul Ștefan cel Mare, un atlet al lui Hristos. Asta te apropie de Dumnezeu și de rigori. Niciodată Dumnezeu nu se manifestă, nu vorbește cu proști. Sfinții nu au niciodată proști. Trebuie Dumnezeu, Arsenie Boca, trei facultăți. Vasile cel Mare, două facultăți. Toți au fost oameni cu disciplină interioară, cu forță interioară. Deci noi ca să avem pretenția să ajungem să vindecăm, să conducem oștirea de Dumnezeu, trebuie să fim noi, în primul rând, foarte disciplinați. Asta a spus-o și maestru, că de aici pornește disciplina interioară și încetul cu încet. Iar fericirea nu poate să vină la cei care n-au citit. Fiindcă nu poți. Nu-i cum. Dacă stai prea mult cu tine în sus, normal că ești nefericit. Ridici să te privești. Și ridici să te uiți în oglindă. Și atunci, normal, că dacă ai timp mult să te uiți în oglindă, ești nefericit. Da, de ce? Poate îmi place ceva. Da. Sfinții nu au mărturie. Și de asta trebuie să avem doar pentru celălalt. Ne mântuim din ceilalți. Asta este ideea. Ajutăm semeni, slujim pe cel de lângă noi, să scăpăm de orgoliu. Din perspectiva asta, eu vă sfătuiesc să fiți egoiști. Știu că pare paradoxal. Când mă refer la egoism, mă refer la un egoism pozitiv. La egoismul care vă face pe voi să înțelegeți. La egoismul care face pe voi să cum se cheamă? Să construiți în voi. Să fiți egoiști, nu mă refer la să luați mâncarea cea mai bună și să vă îmbrăcați cu, să vă zic eu, bucata cea mai, adică să luați bucata cea mai mare din farfurie și să, nu. Mă refer la a fi egoist, mă refer la... Vă neglijați. Să nu vă neglijați și mai ales să sădiți în voi. Sădiți în voi cu să puneți mâna să studiați, să puneți mâna să faceți cursuri, să puneți mâna să învățați. Să puneți mâna să, să vă dezvoltați. De ce? Numai atunci o să puteți să ajutați cu adevărat pe alții, în momentul în care veți ști cum. Să știți că prostia nu este un atribut pozitiv. Da? Dacă ceea ce faceți pentru evoluția voastră, pentru cunoașterea voastră, asta, orice faceți, în perspectivă, și în perspectivă o să folosiți pentru ceilalți, o să dați o conotație acestui, pozitiv acestui egoism. Când mă refer la egoism, mă refer la ideea de a vă dezvolta pe voi, chiar dacă la un moment dat pare un egoism din partea voastră. Pentru că o să vedeți că dezvoltându-vă pe voi, o să vă retrageți. Din familie, din. Dar dacă nu o faceți, o să muriți ca și ceilalți. Nici nu-i ajutați, nici nu faceți nimic bun pentru ei. În schimb, dacă practicați această formă de egoism pozitiv, ca să zic așa, în sensul că să vă construiți pe voi,
automat în felul putea să-i ajuta și pe alții. La asta mă refer. Bine! Mulțumim Părintelui că a fost alături de noi. Și vă doresc o seară plăcută și sărbători fericite.